Ajunsesem la un nivel în care nu mai puteam, efectiv. Pentru că de Eu Îmi foarte mult ca chestia aia să reușească. Știam cât de multe resurse sunt acolo. Și nu mi venea să cred, nu mi venea să cred, eu fiind din Charge acolo, că nu-mi punea nimeni cuvinte în gură, nimeni nu-mi dicta o direcție. Știa cred că, că asta fiind, și fost problema. Eu fiind din Charge, nu mi venea să cred că o chestie care teoretic ar fi putut merge, că nu mergea, nu mi venea să cred. Și mi-am dat seama de ce nu a mers și mi-am dat seama atunci că e imposibil și dacă aș avea tot timpul din lume să fac chestia asta să meargă așa cum e ea în prezent. Și mi-am dat seama că, că nu sunt eu acolo, că nu-mi place să fac aia și că nu mi-asum asta decât să mă duc până la capăt într-un, știi, într-o chestie. Și da, am eliberat după ce am închis-o, da, după ce am avut discuția, am zis, Bă, bun, de -a ce nu am mers? Îți spun foarte bine de ce nu, din mai multe motive. Nu a mers în primul rând. Au, ăia fac, ăia nu se fac de panorama. Unde o să mergi cu următorul tău film? Știi? Hai, dă-i dă rec. Păi nu, că suntem a, suntem pe rec. Salut! Hai să trăiești. Băi, deci, stai așa un pic. Și ele au luat bandă la PSD. Să începem sus, direct. Eu o duci în forță. Și el a luat bani de la PSD. Nu am uh, niciodată a... bani de la PSD, ca idee. Dar e tare unde te duci cu subiectul. Păi e tare unde mă duc cu subiectul, pentru că voiam să o lămurim la un moment dat legat de filmul ăla al vostru. Eu auzisem că inițial ați luat 100.000 de mii de la CNC. Da, și mi spus... Și este adevărat, doar că nu e chiar așa. Nu, nu e nimic. Deci, în propoziția pe care tocmai ai spus-o sunt două neadevăruri. Și a fost un întreg scandal atunci. Pe faptul că da. Five Gang ia bandera la stat, știi? Și guvernul fiind uh, cel care era atunci s-a uh, uh, transformat în altceva, mai rău. Știi? Five Gang ia bani de la PSD. Complet greșit, hai să spun. Odată n-am luat bani de la CNC. Banii ăia, acea finanțare care reprezenta 35% din bugetul firmului și unde au, au, nu am aplicat doar noi. Au aplicat foarte multe uh, producții românești cum ar fi serialul VRAD, serialul Profu de pe... Uh, Pro TV și multe altele, pe lângă asta foarte mulți americani și producții americane, ceodată ăla nu era cnc -ul. Era un program guvernamental care era menit să încurajeze dezvoltarea industriei cinematografice pe mereagurile noastre și care dădea 35% înapoi din bugetul filmului. Dădea producătorul producători 35 asta înapoi din bugetul acelui film. A, tu trebuia să ai bugetul integral și ei de decontau cum ar veni, 35%. Da, dar niciodată, da, niciodată nu veneau ei cu banii upfront. Nu, tu îți făceai filmul, depuneai un milion de hârtiri la un dosar, nu era, adică, veneau cu niște cerințe. Uite, spre exemplu, la noi filmul trebuia să se numească Five Gang The Movie, la primul inițial. Nu am ajuns să-l numim Five Gang, un alt de Crăciun, din cauza unei cerințe care spunea că filmul trebuie să aibă nume românesc, domnule, știi? Și ideea e că cerințele pentru american nu erau astea. Adică dacă erai un film american care venea să filmeze cu niște actori străini, niște scene în România, avea un alt set de cerințe. Niciun caz nu trebuia să aibă nume românesc, știi? Ideea care e că s-au strâns foarte mulți aplicanți pentru treaba asta. Li s-au aprobat toate aceste, sau la majoritatea, s-au aprobat aceste finanțări. Uite, pentru Five Gang s-au aprobat 100.000 de euro, pentru că bugetul era de 350.000, ceva de genul, știi? Și era fix 35%. Pentru filme americane s-au aprobat milioane, zeci de milioane de euro. Cum ar fi, mă, să fost film american cu titlul românesc, să fost Batman, belea la M belea în ferentari? erau alte condiții. A -a. Problema cea mai mare cu aia e că, deși noi ne-am luat atâta hate, bine, noi singurii care ne-am luat hate, apropo, noi n-am primit niciodată niciun rău din acei bani. Și mai grav decât că n-au luat Five în de mii, e că niciun firm american, în toate alea care au fost, și nu doar americani britanice și așa mai departe, toate alea care au fost firmate în România, nu și-au luat bani. Ori firmele alea sunt făcute cu niște împrumuturi, sunt făcute cu niște bani de la foarte mulți investitori. Și acum te întreb eu, ce înseamnă asta pentru industria cinematografică de la noi și pentru investitorii aia și pentru oamenii care au venit în România? Îți dai seama, bazându-se măcar o parte pe acei bani. Știi, adică dacă tu, eu îți spun ție, bossul, uite, îți dau 35% din bani înapoi dacă vii să filmezi la mine și nu te duci la, în Bulgaria sau în Ungaria și vii la mine, pe păi mă duc. Și e cea Nici mai bani. mare bilă neagră, adică nu e ca și cum n aveai renume de țepari pe plan mondial. Asta Acum... e e mare renumere de țepari pe care ne-am făcut. Da, a venit Samuel R. Jackson să firmeze în România atunci. Tot într-un film din ăsta, nu mai știu cum îi spunea, finanțat de statul român, cum ai venit? Cofinanțat. Co exact, cofinanțat, 35%. Toate cerințele îndeplinite. Știi, adică, uite, spre exemplu, în primul film al nostru, scrie la final. Film realizat cu sprijinul Guvernului României. Care dracu de sprijin? Noi n-am primit niciun rău, repet. Uh, nimeni n-a primit niciun rău. Mută, programul ăsta tot mută în mod activ de la un minister la altul. Se pasează, știi? Păi da, voi acum o chestie probabil... clasic românească. Da, clasic. dar la Ana la Caiafa e vorba că te trimite, da. Voi sunteți în continuare prin și hățiș și ăsta birocratic așa, adică Ei, nu ne-am bani, dar nici nu mai sper Câte adică... claim claimuri ați avut, adică E un întreg proces, e o întreagă alianță S-a făcut o alianță, se numește Alianța producătorilor de firmă, în care suntem și noi, și mulți alții, și mulți străini, care toți țipă după bani ăștia de atâta timp. Adică noi ne-am băgat acolo și sunt niște oameni acolo care fac asta în mod activ. Știi, care Dar întrebarea mea, și nu știu dacă știi, pa uh, informația asta, banii existau? e foarte important. Unu, variantele sunt două, să se fi promis niște bani care nu există. Deci, pe efectiv. ce să existe? Să fie alocați pe tema respectivă? Sau au fost deturnați. Că e foarte important aici. Nu banii știu, să existe ca asta și mai nu, e nu grav. Nu vreau să emit o judecată fără să cunosc în ansamblu problema. Eu cred că România are priorități mai mari acum, înțelegi? Are alte chestii mai urgente unde să arăce bani și Într-un fel și așa e, știi, într-o țară în care n-ai spitare, n-ai școli, n-ai astea, nu stă nimeni să își aducă aminte că s-au promis undeva la 35-60 de milioane de euro, dar ca să nu spun prostii, eu spun între 35 și 60, că nu știu suma totală. Am auzit 60, am auzit 35, am văzut multe zeci de milioane de euro, nu stă nimeni să-și aducă aminte că a promis asta și semnat. Banii ăștia de unde veneau? De la bugetul de stat a României? Da. da, da. Dezvoltare culturală, buget pentru da, dezvoltare da, da, culturală? Da. da. Unii oameni ar putea acum să se uită la noi și să spună da, mă, foarte bine că n-au dat, pentru că nu e asta o prioritate și nu ne interesează. Noi românii nu avem, nu ne interesează pe noi că vine Samuel Rick Jackson să filmeze în România. Corect. Corect. Poate ar fi fost o risipă de bani. Corect. Eu ce spun e altceva, că în momentul în care tu ca stat semnezi că vei da niște bani, că puteai să nu o faci, puteai să nu ai schema asta. Dar când tu promiți, nu că nouă, dar unor oameni, unor, unor, studiouri mari de la Hollywood și așa mai departe, le promiți niște bani. Și nu le dai nici peste 2 ani, 3 ani banii ăia, care e imaginea pe care tu ca țară o ai? Și de ce te întreb după aia, când aia nu să mai vine niciodată să filmeze în România, de ce te întreb după aia că se uită oamenii la tine care au un par? știi, tu ca țară? Vorbim asta în contextul în care Tim Burton acum își face serialul la Brașov. Wenz de la știi că Tim Burton Am auzit că se face, da. Se da. da, face serialul ăla la Brașov. Uh, și vorbim în contextul în care sunt foarte mulți oameni care lucrează în industria... Filmului la noi, pe partea de producție, și care, băi, sunt dependenți de proiecte de afară, pentru că la acum merge cinematografia românească, nu prea păstrezi din asta neapărat. Adică, am Corect. foarte mulți prieteni care asta fac. Și eu, eu mai cred un lucru, adică, unii oameni s-ar putea să spună că, într-adevăr, noi ca asta nu ne permitem, știi, să dăm banii ăștia pe firmele alea că avem alte priorități. Și e un punct vari de vedere. Dar un, un contraargument, hai să spun care este un film de genul ăla da? care costă sute de milioane care vine să firmeze în România creează atât de multe locuri de muncă creează atât de multe oportunități imaginează-ți un film care vine într-o comună un sat, o chestie de pe lângă știi? Brașov să firmeze, tu îți dai seama cât de mult se dezvoltă economia aia acolo câte mașini închiriază aia cazări, chiar și sezonier catering, catering local props, grip deci toți oamenii din jur, cât de, cât de, mult poate să prospere, știi? Mă rog, partea de props, grip și catering probabil sunt firme specializate care asta fac și lucrează doar în industria filmului, dar repet, și alea sunt afaceri indigene, ca să zic da. așa. Bă, omul de la pază, știu o poveste cu, fix cu pericula aia de la, uh, care îți face în Brașov, mi se pare, de care îmi spui tu, a fost un tovarăș de-al meu acolo, pur și simplu din care filmează, știi, a venit să se uite acolo ce se întâmplă, știi? Și a discutat cu Paznicul, că era, nu era nimeni atunci, știi? Și Paznicul ăla era șocat, era absolut șocat. Deci odată că el, că el a crezut că îl vede pe Dumnezeu când s-au aprins toate luminiile care s a luminat muntele, era așa. Și doi la mână era șocat de faptul că are 80 de milioane salariu, Paznicul. Înțelegi? Păina. Atât de mult adică, băi, sunt foarte mulți bani care vin în România, eu asta încerc să spun, odată cu un film de genul ăsta. Și dacă ar putea veni mai multe, E un sacrificiu ok să dai 35% rebate, adică tu ca țară câștigi. E un trade și dacă ne merge vorba că se și filmează aici și că costurile de producție, că, că multe sunt producții mai mici, de afară. Că e mișto, că oamenii serioși, e super bine, știi, pentru țară. Din nou, arții ar putea considera că tot nu merită. Atunci nu trebuia făcută din start. Eram mult mai ok dacă nimeni nu făcea schema asta de ajutor. Deci marea start. problemă este că din capul locului a promis statul român am pulea niște exact, bani exact, pe care exact. nu i-a dat. Putea că să ne mă promită, frate. Bă, că ne. că ne dă nouă țeapă. Mie, ție, cui dracu mai e? Bă, suntem obi... cumva suntem obișnuiți. Adică, da, ok. Deja nu te mai mira absolut nimic. Păi da, când îi încurci pe aia de pe afară. Da, mă, și ea sunt filme făcute, costă de mult încât sunt făcute pe niște credite, pe niște împrumuturi, care au niște dobânzi, au niște penalități. Ar fi fost frumos să Alec Baldwin să-l împuște pe regizorul ăla la noi aici, pe lângă Brașov. A trebuit să facă westernul ăla să-l împuște pe afară. Dacă aveai și noi scandal, cum a fost ăla cu Alec... Doamne, mai ca ce prostie Dacă Zice, ar fi fost scandalul ăla cu Alec tupenie. Baldwin la noi pe teritoriu. Uite, avea parte și de reclamă gratuită. Nu a făcut Elena Udrea cât a fost ea, ministra uh, turismului. Câte, cât putea să facă un... Dacă se întâmpla accidentul la nenorocirea la noi. Bă, ia să mă cu... Da, aia chiar a fost o nenorocire. <gătă> Te... Nu, a fost am uitat care este tău de ultima dată când am fost aici, gojiga. Da. Am, da, uit am uitat stilul mai, ăsta. Mai, mai pe cinism așa un pic. Nu, aia a fost, chiar a fost o foarte mare mizerie. Uh, în continuare să judecă aia, uh, Alec nu că e judecat pentru că a fost și producător, nu-i judecat ca actor. Era, era producător în pelicula mm -hmm. aia. Și cumva cade în sarcina producătorului să-și asume responsabilitatea. Habar n-am. Uite, și eu sunt producător, coproducător a ăsta, tabăra pe care o facem. Cum am fost și la primul, al doilea film, știi? Ești... Nu -avea, aveam noi nu aveam mai adică era greu să da, -a, maxim știu. că dea cineva și pe un picior pe acolo, știi? Voi nu aveți arme, dar cumva tu producător fiind, știi că indirect și direct de fapt ești responsabil pentru siguranța actorilor pe set și a cruului. Corect. Adică face Corect. parte, aia e... El... Corect, dar nu sunt, nu sunt producătorul executiv. Să ce spun? Nu Așa. sunt eu ora care ia decizii. ce spun pe set? Ești producător. E ca și cum mai vine acum un, o firmă care să investească niște bani în filmul nostru, care habar n-au, poate n-au fost o zi pe setul ăla. nu sunt răspunzători, nu-ți răspund ei, știi? Dar, în fine, e o discuție Zii separată. Zi de film. Asta. E în lucru, e să filmează. E gata, e, e gata filmul. E în post? Nu e în post, e gata. E adică gata, acum, gata. vineri, trebuie să avem o vizionare la cinema. E prima vizionare okay. la cinema pe care o facem, ca să vedem cum sună, Că fost sună în seara de cinema tot sunetul. Filmul, Aveți vizionare de... tehnică cum ar veni. Tehnică, da, adică încă mai pot mai pot apărea mici chestii de, de, ajustat pe partea de sunet și de culoare, dar filmul e roct, edit, e gata, e ce să mai știi? Genul programului. Genul programului, noi sperăm comedie, adică sperăm că o să Dar și nu e un involunt, umor involuntar cum a fost asta la Ce? Adică a fost comedie că v-ați dorit comedie. Bă, filmul e un film pentru care tu, în primul rând, nu ești în target. Nu Iar ești în începe. Target. Nu, ești, nu în ești în target. Bă, nu ești în target, nu. Dar comedia ar trebui să distreze. Băi, umorul e universal. Păi da, mă, corect, comedia ar trebui să distreze. Tu cred că n-ai să la primul film. Sau ai să de umor în am încerc, Dacă da, scopii, nu, nu, am, da, nu, am încercat. Știi? Da, asta zic. Că... Adică uh. nu ești în target. Eu, uh, cu filmul ăsta, mi se pare că a ieșit un film ok spre bine. La Joe Rogan. Eu sunt știi? Adică sunt acum. Ai trebuit să nu fiu, ai trebuit să fac un marketing în ăsta. Poh, oh, oh. Ce? ce film extraordinar. E un film bun, e un film ok. Apropo de ce zici tu la Joe Rogan, nu mai știu cine a fost invitat și știa Joe Rogan vorbeau despre Adam Sandler, care mie îmi place foarte uh -huh. mult. Deci Adam Sandler, și a fucking genius, din punctul meu de vedere. Printre cele mai mișto specialuri de pe Netflix, e ăla lui Adam Sandler, în care cântă la chitară. Oricum e mai bun chitarist decât trei sferturi din trupele rock românești. Deci, fără discuții. O să foarte mult că ei, hey, dar uitați-vă la special. Bun. Cum se zi... numește special? Uh, Adam Sandler nu mai știu cum. Dacă cauți, îți apare. Ia caută baboiași, ca să nu vorbim prostii. E pe Netflix, e foarte tare. E și pe parte de stand-up și e și pe parte de cântece de-astea greșe. Poftim? 100%, 100 fresh. Ăsta este, 100% fresh. Și are cântecele de tipul toată lumea știe cine e bibliotecarul, toată lumea știe cine e lăptarul, toată lumea știe cine e doamna de la colț care stă cu câinii și plimbă toată ziua. Dar nimeni nu știe cine e tatăl meu adevărat. Astăzi cântecele e fix în zona asta care îmi place mie foarte mult mai pe cinism. E tare Adam Sandler. Și spunea că el are un film care e considerat unul din cele mai proaste filme făcute vreodată, ceva cu Jake and Jill, în care joacă rol dublu e el și în același timp pe și sora lui Geamănă. Ok. Așa, și spunea ăsta, spunea Gioroc, bă, m-am uitat la filmul ăsta, e, e, o porcărie film. M-am uitat și spart și fumat, oricum n-am râs. Sau dacă am râs, am râs din cu totul alt motiv. E, dar m-am uitat cu copiii mei care au 6 și 9 ani și credeam că o să se sufoce copiii de râs uitându-se uitându la film. Și atunci am înțeles exact ce voia să facă Adam Sandler. Și de aia zice că e fucking ingine. Și Adam Sandler, când a trebuit să facă filme serioase, ai văzut Anca Genza la? Nu. Tot pe Netflix e. Mare unul care e unul din cele mai mișto filme de dragoste făcute vreodată. Punch Drunk Love. Funny People, cu artistul de stand-up care are cancer și pe punctul de a muri. Băi! Mă simt prost că sunt atâtea filme de care spui și eu nu le știu. <laughs> și eu mai știu așa filme, dar... Da, domnule, lasă că la mine e altceva cu filmul cu asta. Am și mult timp. Mă rog, nu prea Ai mai mult am. timp? Nu prea mai am de când cu podcastul ăsta, m-am legat la cap fără să mă doară. Doar, doar podcastul ai? Ca și... Am podcastul, și... am și radio-ul. Care ocupă timp, știi? Am podcastul, am și radio -ul. Am luat niște proiecte, acum am, 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 făcut un serial între timp. Păi, vezi? Am făcut, timp. am, făcut, un sezon, sunt curios, o să intre prin februarie, martie, pe TV. Ok. Filmez tot felul de specialuri acum de sărbători, Crăciun, Rebelion. Mă duc și filmez. Am și Da, sunt prins. Sunt cumva... Am... mulțumesc lui Dumnezeu, am treabă. Dar tot în rup așa. Adică asta cu uitatul la filme nu există tată. E pasiunea numărul unu. Deci ai mai terminat încă un film, ăsta da. e al, al doilea. Al al doilea. doilea. Uh, și la asta ești producător. Da, da. Cu cine e filmul? Filmul e cu o grămadă de... De ce cu Five Gang în primul rând? Cu o grămadă de alți influenceri, cu Cristi și Vra Munteanu, cu Dorian, care i-ar trece prin pereți, cam primul. Cu... Ia uite, vezi? Cine râde, uite, e mai tânăr, e mai în public, vezi? Cu... Uh, uh, Mădarina Berariu cu uh, o grămadă de oameni, cu o grămadă de oameni, o grămadă de influencer. Cezara Cristescu, influencer mai mici, mulți, mulți, mulți influencer. Cu Bro, cu varii. Dobrogeanu, cred că știi, care și da, acum, regizează. El e regizor, el e și scenarist. Vari Dobrogeanu. La asta? Da, da, da. Regizor nice. și scenarist, da. Bine pus. Și te-a convins scenariul? Adică citeai și râdeai? Bă, da. Da, da. Mi se pare tare scenariul. Mi se pare mișto. Mi se pare că a, a, a încercat să se ducă și pe fanii, dar a încercat să-i dea și un, și un sens, știi? Să-i dea și o, o, o așa mai moralizatoare, știi, dacă vrei, filmului. E un pic mai înfipt decât primul? Ce înseamnă înfipt? Înfipt în sensul în care n-a trecut timpul degeaba peste Five Gang. Cred că din punctul ăsta de vedere e mai înfipt. Dar adică din nou, subiectul... Five Gang nu face filmul. Înțelegi? Am înțeles. Adică Five Gang nu face film. Am, făcut, am avut un prim film unde Bro a fost head of writing și regizor. Acum avem al doilea film pe care eu îl coproduc la fel ca pe primul, scris de vari și regizat de vari. Îmi doresc foarte mult în viața asta ca eu să scriu și să fac un film. Dar nu e unul din astea două. Am înțeles. Deci o să eu mai acum am avut un rol de feedback, am consultat un pic, nu mă consider pregătit să fac un film. Adică eu n-aș eu băga banii într-un film făcut de mine încă. Pa cu suitul pe pereți îl spunem sau, sau care... nu spui lui nu, 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 vreau să spui Ai găsit până la urmă? Ce? Pa asta putem să o Ai găsit până la urmă om? A, ah, am găsit, da, da, da. Ai găsit? Că și Gabi da, ăsta am, am găsit, numai. am găsit. Aștept răspuns de la Intercontinental acum. Dar poți să spui, fac o serie, se numește La Muncă, <laughs> care pleacă de la următoarea premiză. Uh, primim atât de multe comentarii care spun, bă, dacă mâine s închid închide YouTube, ul ați murit de foame, bă. Ultimii show merg, bă, ați ajunge. Ultimii boschetari, ați murit de foame. Și cumva show-ul ăsta pe care fac asta încerc, să răspundă la întrebarea asta. Bă, bă, oare chiar am murit, bă, de foame? Adică, pe bune, hai să vedem, știi? Bine, bineînțeles, sunt o notă oarecum superficială, pentru că e evident faptul că noi nu încercăm efectiv să ne prasăm pe piața muncii niște joburi, dar ajungând acolo prin intermediul na, brandurilor cu care lucrăm, încercăm să le facem, chiar încercăm, știi? Și unele sunt mai simple, știi cum ar fi să lucrezi într-un restaurant de tip fast food, sau ce puțin așa cred eu că eu încă n-am făcut, atenție, stați un pic ca să vă spun, eu n-am început asta încă, suntem pe, Acum, și cea mai handicapată chestie pe care vreau să o fac, sper să reușesc, pentru că sunt multe norme de siguranță și așa mai departe, este vreau să fac alpinism utilitar. Vreau să curăț geamurile unei clădiri în arte pe exterior, da? prins în niște hamuri. Și pot să vă spun că până acum am găsit persoana suficient de handicapată încât să accepte să facă asta cu mine, că fiecare episod are un zic la Ce? A, voi am zic Dorian, da nu. Ai ghicit? Per... ai ghicit. Dorian, <laughs> da, ai ghicit. Dorian, Dorian va fi. Nu am ghicit, mi-a zis el. Ți-am zis? Da, mă, ai zis. Am uitat. Deci -a m -a sunat zis. că... Chiar mă gândeam, bă, ce bine știe, știe asta, mă. <coughs> Nu, mi-ai zis. Nu, sunt doar atent la ce spui. Da, deci doream va fi și asta, e, asta ne dorim, nu știu dacă o să iasă. Adică momentan am găsit o firmă dispusă să își asume riscul ăsta cu noi. Uh, acum așteptăm acceptul unei uh, crediri care să vrea să fie curățată în acest mod. Adică <coughs> hai mă, vă curățăm geamurile, moca. Știi, nu știu cât costă, știi, să curăț geamurile unei credi. dar nu o facem moca. Nu ieftin, nu e, că E și alpinismul ăsta utilitar. Adică ai văzut cât de complicat e, de fapt. Până am văzut asta, e că eu nu peștiu în ce mă bag aici. Eu da. am impresia că ești prins cu niște hamuri, niște băieți te urcă și te și tu dai cu aia. Da, din. Tre toate firmele sau toți oamenii care fac asta cu care ai vorbit până acum n-au fost oh, 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 stai că norme de siguranță nu merge așa bă frate am, am avut noroc că am așteptat de la tine să-mi dai un om pentru asta între timp am primit un alt contact și acel prim om cu care am vorbit a fost foarte deschis din prima spre surprinderea mea și Gabi asta al meu e doar că el e foarte adică el e genul ăla care dacă ai un cablu de siguranță, îl mai pune un cablu de siguranță la cablu de siguranță. E foarte bine, bosurile, așa trebuie să fie, stai un pic ca să ne înțelegem, eu nu, adică n-aș vrea ca aceste cuvinte, știi, pe care le spun acum să, să fie așa damă și uite ce fericit era cu ce urma să facă și așa și-a găsit sfârșitul, știi, nu, adică... Să vină multe, vecin de la crăv, era un băiat atât de bun. Multe ca fost. Vreau să am, știi, la chestia asta, dar eu cred că o să iasă ceva tare da, și eu zic că să Adică o să, clar, la asta mă uit. Păi nu? Deci la asta mă uit. Eu mai am idei de meserii pe care ți le-am spus. Ia mi Tu ai zis, bă, nu să atât de ofertante. Tu da. ce ai spus? Pompe funebre, ce ai spus? Nu, a, pompe funebre nici nu e rău. Pompe eu, funebre. Nu? Autopsier. <laughs> nu ai foarte nasolă. Nu sub nicio formă. Păi, dar eu sunt Știu foarte... Că niște povești cu asta. Cu da, 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 da ți-am mai zis. Dar eu sunt foarte curios, tu fii, știu că nu pare ofertant, dar tu fiind bun de gură, cât de bun vânzător ești. Deci un vânzător. depinde ce vinzi, frate. Știi că dacă, uite, spre exemplu, o, o, să fiu și asistent vânzări într-un supermarket în asta. Dacă e că Lasă să fiu în un supermarket, vânzător, să în ști supermarket, timp timpul trece la mergi. Oamenii oricum cumpără. Nu-i vorba de asta. Ok. Nu, vreau să fie în zona de vânzări active. Adică imobiliare, ori... ce? Ori imobiliare, oriceva, dealer auto. Bă, să convingi oamenii să cumpere o chestie. Pentru că să mă ierte Dumnezeu până acum, nu știu dacă îți dai seama, dar oamenii au cumpărat de la tine timp. Tu ai vândut la oameni timp. Ei ți-au dat timpul tău. Și a fost foarte convingător. După atâta vreme, and you're fucking growing. În continuare mă întreb cum. Pentru că e pe un skill pe care eu nu-l am. Nu-i vorba de asta. Nu, nu, nu. Dacă facem un breakdown, pot să-i explic foarte clar de ce ai succes și cum. Adică strict tehnic. Dar tu cred că știi mai bine cine ești și cum ești. Nu mi se pare că ai vreo uh, îndoială legată de propria persoană. Absolut deloc. Și de ce trebuie să faci. Adică ai un simț practic foarte, foarte bun și înțelegi foarte bine mediul în care te desfășuri Ăsta al online-ului. YouTube în principal. Nu e vorba de, de asta. Orice om are niște niște îndoieri și niște semne de întrebare pe care și le pune. Eu când zic că Dar nu să înțeleg... să din te știi? Asta că, că e important, știi? Adică, care e cel mai mare semn făruri. de întrebare pe care ți l-ai pus tu legat de ce faci tu ca om? Că omul e ceea ce faci. Omul e definit Bă, de lucrurile cred că pe care le faci. Cel mai mare semn de întrebare a fost întotdeauna pentru mine și mai ales în ultima perioadă și așa mai departe bă, dincolo de vizualizări și de succes și de chestiile astea, bă, care e mesajul pe care vreau eu să-l las, știi? Adică ce înseamnă Sherry și pentru ce o să fie el ținut minte, dincolo de faptul că, ok, era un băiat care făcea vloguri și așa mai departe, adică bă, deep down, știi? care e mesajul chestiilor pe care eu le fac? care e însemnătatea lor? Și așa mai departe, știi ce zic? A crescut. Știi ce zic? Uite, l cum a crescut baboiaș. <laughs> și și Într-o spun și de ce, pentru că eu ca și om sunt nu sunt nu merg pe o singură direcție, știi? Adică uite, spre exemplu, eu am făcut atâtea piese în care ce șmecher sunt eu, cât de mulți bani am eu, whatever, whatever pe care la momentul ăla eu am simțit, înțelegi ce zic? Adică chiar am simțit, nu am făcut doar așa că erau eu. Chiar am simțit, adică mi data piese, trecută înțeleg, când, înțeleg? Data trecută când ai așa? venit, ai spus că cel mai mare challenge la voi era să spuneți cea mai mare tâmperie posibilă pe care o putea spune în momentul ăla. Păi da mă, dar într-un mod funny eu noi am simțit lucrurile adică când Gami spune ies pe balcon să mănânc salata să Caesar, am văzut doi hateri jos în piața la Pariser, înțelegi ce zic? <laughs> adică noi am simțit-o, ni se părea, da, frate, funny, știi? Adică nu are niciun sens, dar tare, funny, cumva. Până nu, are, și are sens. Zică, Normal că sunt jos la Pariză și ăsta aici mănânc salata Caesar, care nici nu așa scumpă, dar că e 20 de o salată Caesar. La salad box, cred că Bă, da, la salata Caesar. Uh -huh. Este care eu chiar, mie chiar îmi place salata Caesar. Care cu pui. A, titlul da. oficial al ei fiind Chicken Caesar Salad. Da. Cezar este unul din cei mai mari împărați romani. Mhm. Uh -huh. Mă, cât de tare e pui ăsta Dar a fost pus el înaintea lui Cezar în numele salatei băgane și pune la el de pui. Tu zici ce priorități au avut aia? Bă, facem o salată care să poarte numele celui mai mare împărat roman și cu ce o să fie? Cu pui. Puneți puiul înainte. Nu am, am numit-o niciodată chicken Caesar salad. În engleză așa e. Mă rog, asta e o observație pe care a făcut-o Edizard. Tu știi pe Edizard? mm, Nu? Este unul din cei mai tari stand-up comedians ever. E tip, a venit și la noi când a avut de Force Major turneu mondial și e travestit. Ok. E, băi, e unul din cei mai smart oameni care au făcut vreodată stand-up comedy și la ele faza asta cu Chicken Caesar se arată. Și are un sketch în care explică foarte clar în locul lui Cezar, pe câmpul de luptă, era puiul care dădea ordine Armate și cu atacul din, din flancuri. Deci, băi, ajung la Gojira la podcast și să ferească Dumnezeu. Deci ce legături face asta în cap și așa este absolut genial. Deci este absolut genial. Vreau să vă spun și jur că nu mănânc hata acum este cel mai tare podcast, cel mai tare podcast de departe, pentru modul în care el face legături astea și de, de, schimbă subiectele și chiar te prinde, știi, cu ce spune și deci e, e fabulos, fabulos, fabulos. Nu să nu fie funny mă, pui care... Băi, un pui care este comandatul suprem al romane. Acum, acum pare eu că n-am văzut chestia despre care spune, sună foarte fani, dar cumva păi ai stricat gâma cumva, știi? Acum dacă o să mă uit, o să știu cumva. Nu, știi. că e mult mai mult dat. Nu, 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 nu. Stai un pic, să ce foarte departe. Nu, trebuie să vă uitați la Eddie Extraordinar și vă zic de pe acum, dar nu spoiluiesc deloc. Aia lui cu industria europeană de filme versus industria americană de filme, și The Star Wars Cantina. Ok. Deci Cantina din Star Wars sunt printre cele mai tari chestii făcute pe stand-up comedy ever. Deci este... Eddie Zard îmi place foarte mult. Și unul din o comedianță ăștia în zona umorului absurd care pe mine m-au influențat foarte mult așa, în discursul meu personal pe lângă Monty Python și asta vă să te întreb. Tu ai vreo influență de asta directă? Nu, știu dacă îmi dau seama dacă am sau nu, că sigur, adică fiecare sigur om, e, are niște influențe, nu-mi dau seama, adică mi-e foarte greu să arăt cu degetul să, să spun, da, ăsta e, știi, ce care m-a influențat pe mine. Că, că mi-ai de Mickey H și inițial de la, la de multe noi. Lucruri, știi, ca și content și îmi rămân niște chestii acolo în cap și după aia o parte din lucrurile alea devin adaptate în ceea ce fac eu, încât mi-e greu să spun de o influență directă, dar eu, eu, că vreau să-mi termin ideea asta, că eu am mulți mă cunosc de la piesele alea, știi, pe fan, pe flexing și așa mai departe. După aia eu am venit piese pe care am simțit, știi? După aia eu am un moment dat în 2020 am venit și am pus pe masă niște lucruri serioase, cu educația și așa mai departe, pe care era fel, în egală măsură, eu am simțit. Dar ce s-a întâmplat atunci cumva? A, a, fost atunci o perioadă așa de hyper growth în care eu am început să, să, spun toate lucrurile alea așa. despre sistemul de învățământ, că e învechit, că e vai de capul lui, că e împietrit în timp. Și foarte mulți oameni care înainte pur și simplu ori mă ignorau, ori aveau o părere proastă despre mine, pur și simplu, da, mă rog, ok, copilul ăla care cântă nu mă interesează, un, știi, un îngânfat, un arugat nu mă interesează, ia deodată, au zis, bă, stai -mă, așa un pic, că nu e așa. Și și-au făcut un set foarte ridicat de așteptări. Cumva, deodată s-au dus în extrema chiar, rea. Și înțelegi ce zic? Au zis, mă, copilul ăsta. Puf. La care și eu aia, sunt copil. adică da, și nu, nu, că sunt copil, că eu nu mai sunt un copil și nici nu mă consider unul. Dar problema este că după aia, oamenii ăia cumva, tot ei au fost dezamăgiți cumva de faptul că eu după aia nu, nu, nu tot ce făceam avea legătură cu asta, pentru că ei se așteptau ca din punctul ăla, eu nu știu, ori să intru în politică în următoarele șase luni, ori să devin un activist care doar asta să facă, să se concentreze pe treaba asta și să nu mai fac nimic funny sau entertaining, știi? Și să mă concentrez doar pe asta, ceea ce, bă, eu nu sunt ăla, știi? Facem paranteza respect aluziva, care să-i dea Dumnezeu sănătate pe zona de activist social la noi este the shit, este the goat. Îți povestesc că după aia că e posibil să avem un proiect de stat comun. Okay. Dar până nu se coagulează totul, exact, și tot pe educație vreau să fie. Dar asta e altă discuție. Și mai acea pătură prin care, în care inițial mă număram și eu, dar după aia dându-mi seama de bunele intenții și de o pornire intrinsecă cât se poate de sănătoasă, mi-am dat seama că e posibil să fiu și bou, de cele mai multe ori sunt. Uh, tu trecând brusc dintr-o parte în alta, nu pare legitim. Știi ce zic? Da, eu nu pare legitim. Dar știi că eu când. Eu e... Cred că acum, că mă știi mai bine, cred că știi că eu tot ce am spus atunci și când am spus. Da, da, da. da. Eu chiar am simțit tot ce am spus. Pentru că eu doar ce le-a în bacul și eram am atât de frustrat de faptul că, bă, stai un pic, am învățat atâta și am pierdut atâta timp și uite cât stau și învață atâta și pe de altă parte cât norici am acumulat în anii ăștia pur și simplu furând meserie de la alții sau de pe internet sau de la ce oameni am în jurul meu, lucruri care chiar contează, știi, pentru mine. Și m-am dat seama, zic, bă, câți oameni trec prin chestia asta și, -și pierd atâta timp învățând niște lucruri care, în bă, nu contează sau nu o să te să te și ce alte lucruri ai putea ăștia să învețe în timpul Nu contează. Eu tot timpul am stat și m-am întrebat. Eu am prins și sistemul ăsta vechi de învățământ care când funcționa, bă, funcționa foarte bine. Eu știu că impresia inițială este asta de spoon feeding legat de informație și lucruri care aparent nu-ți folosesc la nimic sau nu-și găsesc în viața reală o aplicabilitate reală. Dar inclusiv tipul ăsta de corelație ușor abstractă și absurdă pe care o am, e o chestie pe care am învățat-o în facultate și în liceu. Tipul ăsta de legături care ți se parție că n-au de fapt nicio treabă una cu alta. <coughs> tipul ăsta de corelație care nu e neapărat și tipul ăsta de gândire non-lineară, am învățat-o fiind efectiv atent la orele de logică din liceu și la fiind la profil real din logica matematică. Asta zic. Sunt unele lucruri care aparent n-au niciun sens ca picturile lui Picasso. Dacă e elementele separat, n-au niciun sens. Și deci, Dacă... câte ore de logică făceai tu pe săptămână la eu? Una. de deci, ce am fost mă, la real și n-am făcut... Ah, eu am fost la științele naturii. Cred că de aia n-am făcut... Da, am făcut, am logică, făcut cum să de logică, logică. un an am făcut, un făcut una. logică. un an am făcut... Uh etică, un an am făcut filozofie. Eu n-am făcut asta. Și încă un an Filosofie am făcut... Filozofie Da. Era o oră pe săptămână. Cum să no, nu? Noi n-am făcut asta. Noi am făcut Uite, și baboia știi. Etică n-am auzit de materia asta în viața mea de etică. Nu cum, cum să? Mai, nu cred că mai există etică. Există etică în program. Nu mai există etică. Nu, dar pe bune, forier. Shelly, nu mai există etică. Statul român are să ne dea 100 de mii. Nu, dar forier, nu, eu n-am făcut asta. Nu, nu am făcut asta. Nu, eu n-am făcut asta. Nu, Logică, etică, filozofie, bă și care dracu era? Psihologie și psihologie. Ea... Acum, da, mă. În loc de etică e antreprenorială, care nu e deloc ce trebuie. Bă, eu... sunt niște noțiuni acolo. Da, sunt da, niște da, noțiuni da, da. acolo. Voi v-ați uitat, eu nu m-am uitat uh, la partea asta, educația antreprenorială că tot bă, vorbeam de nu am făcut, există. Bă, sunt niște noțiuni acolo, dar e tot pe e tot pe tot asta cumva și tot pe prea puține explicații și prea mult uh... Și tot pe vechi, înțelegi ce zic, pe vechi, pe, pe ideea de business vechi, care nu are în mare parte, nu are legătură cu ce se întâmplă acum. Dacă stăm la lângă școală, deschide în curtă gogoșerie pe sistemul ăsta? Da, și foarte mult, pe, pe, pe niște noțiuni foarte de bază. foarte, foarte de bază, foarte tehnici așa, pe care de fapt, nu, nu că nu trebuie să rești, dar care sunt mult prea puțini și mult prea nesemnificative față de ce înseamnă business acum și n-au nicio legătură cu ce se întâmplă, spre exemplu, în America sau în Silicon Valley, unde businessul nu mai e deloc ce era. Adică businessul nu mai are Silicon niciun Catholic. sens acum față, dacă îl pui în context rever. Uite la N companii care an de an pierd bani și totuși fac bani. Spotify, care Uber. -abia, Amazon. Uber, Amazon, Spotify, care de-abia anul trecut a ajuns bară la bară. Ok, ori și ce spuneți e uh, economia antreprenori educația antreprenorială clasică? Orice companie trebuie să facă profit. Cu nu. Profitul este reinvestit în companie și tot așa ca să facă profit. Antreprenoriatul ori... modern îmi spune cât de important este unul să fii vizionar, doi, să gândești în perspectivă pe parcursul a foarte mulți ani businessul respectiv. Ok, și câte ore de educație antreprenorială încep așa, știi ce zic? Da, nu prea. Nu prea deci, Chiar e, vorbeam cu un prieten care e posibil să vină acum Sebi, sebi, legat de diferența de abordare asupra uh, uh, businessului în ceea ce privește partea teoretică care se predă la noi versus ce se predă în Anglia, unde a făcut el pe la Bradford, unde e școala aia de business super celebră. Mai am și o prietenă foarte bună tot acolo și mi-a zis, Băi, diferența de la cer la pământ. Ea era ferm convinsă că o să termine bradford și o să vină România să înceapă niște afaceri cu knowledge-ul căpătat acolo. Ăia i-au predat modele de business și au învățat-o, care funcționează foarte bine într-un uh, într tip de economie capitalist cu niște factori predictibili, care la noi în țară lipsești cu desăvârșire. Băi, aici contextul economic e atât de volatil Bă, nu, încât e așa, este, nu e chiar așa. Bă, e aproape imposibil să faci predicții pe termen lung, să-ți faci o strategie pe termen lung. Sunt, e, e volatil, dar față de ce ar fi putut fi și cred față de niște vecini ai noștri și față de, de multe chestii, noi suntem o țară destul de stabilă și o țară care s-a dezvoltat economic. Putea mai mult, putea mai mult, dar s-a dezvoltat din punct de vedere economic. Dar da, se schimbă, vine altul, schimbă taxe, regi. E, nu e o chestie stabilă, pentru că așa uite e uite, noi, dar uite, putea să fie mult mai instabilă de atât. Putea uite să... tâmpenia asta cu impozitul gradual acum. Nici nu știu ce să zic, cu impozitul ăsta progresiv. Sau cum, e de taxa pe solidaritate, nu, ai, nu vorbim de același lucru, nu așa se numește? Adică că bă, bă, peste, una, an, peste un peste niște anumite venituri, să plătești mai mult. Dar cred că așa da, zice, da, da, taxa da, da, pe solidaritate sau o treabă de exact. genul ăsta. Exact. Lucru care s-a impus și lui Elon Musk, acum n-am înțeles exact care a fost contextul, și să ceartă Courtney Love, care e o fostă nevastă de rockstar care s-a sinucis în 1994. Courtney Love e fosta nevastă al Kurt Cobain, ăla de la Nirvana. Și să ceartă aia care are mare reputație de junkist acum cu el în pe impus, s-a ajuns la o chestie că, la asta mă uit. Alunecarea către socialism, de fapt. Sau nu neapărat către e, socialism. Ba, nu, e și asta, o. E, Ba da, e un, e un trend. E foarte periculos. Și cu mea că vine, din, vine de la niște oameni. Nu că eu aș fi experimentat comunismul. Doamne, aștept că n-am făcut-o. Știi, dar vine niște oameni care nu că n-au experimentat comunismul, dar nici părinților, nici bunicilor americani nu refer, nu n-au nicio legătură, n-au avut niciodată, nicio, și au, trăit bine mersi și n-au avut nicio legătură cu ororile socialismului și ale comunismului și care vin acum să spună că Ăla era nu că nu e normal, nu e normal ca oameni, unii oameni să facă atâția bani și unii să fie atât de săraci. Tu știi gluma făcută de Teo la podcastul ăsta cu tine? Nu. Să dea domnul Șelaru dacă este socialist din viurile lui și pe la alți vlogări. Să naibă, nu se poate domnul Șelaru dumneavoastră să umblați cu milioane de viuri și milioane de subscribe. De ce nu dați la alți vlogări care stau și freacă bașbuca? Băi, eu cred în meritocrație. Cred în meritocrație și am mai zis chestia asta. Cred cu tărie în meritocrație și în predispoziția genetică a unor oameni de a face unele lucruri. Nu cred în marxismul cultural și nu cred în marxismul social. Știi, vorba aia românească care e foarte bună, dorm cum ți-ai așternut? Asta este meritocrația, să-mi bag pula. Corect, dar unii oameni se uită la neajunsurile capitalismului, care există și sunt cauzate tot de oameni. E feroce. Da. Ha? Și consider asta o alternativă, ceea ce, da, este foarte periculos. Oamenii de ce spun asta, americanii, știți care spun asta? Spun asta pentru că s-a ajuns, într-adevăr, ca unii oameni să aibă un, 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 o, o, cum să spun, o avere obscenă. Foarte mulți, în primul rând, există că oamenii nu au acea avere cash sau nu au. Averea aia este, este cauzată da? de faptul că ei au niște acțiuni într-o companie și atât de mulți oameni cred în compania aia încât investesc în ea, făcând-o extrem de valoroasă și pe oamenii aia extrem de bogați. Suntem într-o economie asta capitalistă, se bazează pe ce va fi mâine, de fapt, și de drept. Se bazează că oamenii aia care investesc în teza și care au făcut pe Elon Musk cel mai bogat om, investesc pentru că vor și să facă bani. Cum vor să facă bani? În speranța că Tesla va deveni mai jumecheră în viitor decât este acum. Și că mai mulți oameni vor băga bani în și că prețul va crește. Stai că scoate automobil electric Apple. Stai, acolo. Au angajat cât, mă? 500 de ingineri? Foarte bine. 300-500 de ingineri și el în a zis, opa, pentru prima dată în viață sunt îngrijorat. Și foarte bine. E, normal e să foarte bine, o competiție da. pe, pe, pe segmentul ăsta. Foarte bine că se întâmplă. Să facă niște mașini electrice mai bune, sincer spun. Că am mers cu Tesla și nu nu e pentru mine. Adică, sincer. Nu zic. e tate, Nu Sunt no, sunt. în continuare. benzina ai Dumnezeu. Nu, îmi pare dar, rău, dar, dar foarte bine. Dar bravo. Dar să facă. Să fie. Aș vrea să conduc într-o zi o mașină electrică, să am infrastructura necesară și eu o mașină mișto, încât să zic da, frate, e ce trebuie. Apropo de meritocrație și de riscuri luate și de uitat în perspectivă și îmi pare foarte rău pentru premoniția belicoasă pe care am făcut-o legată de emisiunea de pe TV. Deci Și -am mai vorbit. Era doomed to fail. You broke my heart, ca să zic așa. Și te-am și sunat și ți zis, bă, mi-ai frânt inima că nu ți-a ieșit. Că speram, băi, pe de-o parte te văd pe tine încercând o chestie care aparent era fresh, dar n-ai înțeles foarte bine în mediul. Și vorbeam și cu Capatos despre chestia asta. Tu ai, apucat să vorbești cu el despre proiectul pe TV? Că la ai băiat deștept. Nu mai țin dacă am vorbit sau nu cu el. Și pe de cealaltă parte, îl văd pe Cabral, pe care îl iubesc, de mă piș pe mine, îl iubesc foarte tare pe Cabral, e super simpatic, care zice, având și el dreptate, în televiziune nu vin oameni din urmă. Și din generația ta, dacă era cineva care ar fi putut să facă tranziția asta și să facă și online, dar și TV cum trebuie, tu ai fi putut, mai ales că aveai și resursele necesare. Că să mă ierți, A fost o desfășurare de forță acolo? A fost. Dacă mă înțelegi? A fost. Și o gaură de bani. S-a dar, da, dar, dat banul. Dar adică. Eu, spun, eu, eu, eu văd chestia aia ca o. Eu nu o văd ca o pierdere de bani. O văd ca o chestie, din care am învățat niște lucruri care o să facă ca bani. Bine, domnul și... Mihai Morar. Păi nu, mă, pe bune. Și ce vrei să spun? Că am fost trist? Că m-am ofticat? Că am suferit? Băi, eu când te-am te sunat știi? când te -am sunat că s-a pizdit treaba fix la jumatea sezonului, vorbeam cu un om eliberat. Băi, era eliberat. Da, adică așa, da, fix că asta mai a Nu mai puteam să fac. Nu mai puteam. Deci ajunsesem la un nivel de, de presiune și de stres pe care nu l-am avut niciodată. Adică eu care întotdeauna iau mai mult, știi, mai mult, mai mult, mai mult, ajunsesem la un nivel în care nu mai puteam, efectiv. Pentru că eu mi foarte mult ca chestia aia să reușească. <coughs> Știam cât de multe resurse sunt acolo și nu venea să cred, nu venea să cred, eu fiind din charge acolo, că nu-mi punea nimeni cuvinte în gură, nimeni nu-mi dicta o direcție. Cred că, că asta fiind, și a fost problema. Eu fiind din charge, nu venea să cred că o chestie care teoretic ar fi putut merge, că nu mergea, nu venea să cred. Și mi-am dat seama de ce nu a mers și mi-am dat seama atunci că e imposibil și dacă aș avea tot timpul din lume să fac chestia asta să meargă așa cum e ea în prezent. Și mi-am dat seama că, că nu sunt eu acolo, că nu-mi place să fac aia și că nu mi-asum asta decât să mă duc până la capăt într-un, știi, într-o chestie. Și da, eram eliberat după ce am închis-o, da, după ce am avut discuția Bun, de, am zis, de ce nu am mers? Îți spun foarte bine de ce nu, din mai multe motive. Nu a mers în primul rând, pentru că era o emisiune care se numea Sherry Show, dar care nu era scrisă de Sherry și unde Sherry doar venea și dădea niște modificări, dădea un feedback. Era scrisă de niște writer, unii buni, dacă mă întreb pe mine. Dar niște, dar cel mai greu lucru, Gojira, în viața asta, este să deregi. Cel mai greu lucru. Și există două tipuri de oameni în mediul ăsta, da? Există executanți și există creativi. Să derege o execuție care nu presupune o creație, e mai simplu. Să asta vă zic, asta să e cel mai ușor. Nu e cel mai ușor, dar e ușor. Da? Adică pot să găsesc ușor un cameraman bun, pot să găsesc ușor un sunetist bun și capabil și excelent. Cum ai și avut de altfel. Dar e foarte greu să găsesc un om creativ care poate el e bun, dar care să se mureze pe cum sunt eu. Eu nu aveam cum să scriu niciodată două ore pe săptămână de content. Fizic imposibil, spun sincer, gestionând în același timp și alte aspecte în legătură cu proiectul. E imposibil. Și atunci am zis, ok, hai să facem o chestie unde niște oameni mai pricepuți teoretic decât mine a scris, scriu. Câți dintre și ei mai lucrat seama, să în televiziune am... înainte? Păi uite, Radu a mai lucrat în televiziune, Radu Alexandru a mai scris uh, chestii. Zici de pitici. Pitici, da. Eu nu sigur, adică el a făcut da. radio, cred că a lucrat și pe TV. A avut hitul Radu? Bă. Lasă Atletico Textila. Bă, bine, Atletico Textila n-a fost hit. Nu a fost hit Atletico fost, Textila. -a. Asta zic. Bă, Radu a scris și la primul film Five Gang, care a fost okay. un hit, oricum mai dau, adică... Da, 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 nu. Și un om care mie îmi place. Mie -mi da, place e mega fan Radu. E fan. Adică cert eu zi, cu zi. el pe Instagram, dar, și mie, mi e super simpatic. Dar asta a fost una din probleme. A doua problemă a fost că era o chestie care încerca să mulțumească pe toată lumea. Și era o chestie unde eu încercam să fac o chestie care să meargă și pe internet. Unde pe internet sunt alte reguli, iar marketing. Eu, eu vorbeam la Sherry Show și răspuneam, ok, ați scris o emisie de o jumătate, cum o spargem acum niște vloguri virale, niște titluri și niște thumbnail Și aia îmi spunea, bă, ce vloguri? Despre ce vorbești? Da, da. da. Și eu spuneam, bă, how is this gonna work? Adică nu, nu ne-am gândit la titlul, la thumbnail. Uh, PTV au un complet al public. Tu te-ai uitat pe demograficul... Da, frate, se uitau oameni pe TV de... Nu, te-ai uitat pe demograficul... Înainte să te apuci, te-ai uitat pe demograficul Prima TV? Care era procentul majoritar de public? 40 plus, eu știam ce am făcut acolo? Așa, exact. Logica. Păi și atunci Eu de ce bazat pe publicul? Și atunci voi. de ce Kilu Safti că acum închem arcula logică? Atunci de ce Kilu Safti te-ai apucat tu să faci bitola ăla despre revoluție pentru niște oameni care au trăit chestia aia și aici publicul se împarte în două. Grosul publicului și nucleul fiind de 40. Unii nu vor să-și mai aduc aminte -a fost nu, e foarte corect ce spui, e foarte corect ce spui. Eu m-am dus și acolo, doi? în fața unor oameni care au trecut printr-un... și care au o experiență de viață și știu mult mai multe lucruri. Exact. Ei având vârsta pe care o au, văzând un puștan de 20 de ani, povestind cum, 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 e cu revoluție... Că le pe toate și le lor. Da, 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 o da, greșeală, da, imensă, enormă, din partea mea. Da? Eu am zis aia atunci. N-am putut să o spun atât de clar și punctual. Da, acum, gândindu-mă mai bine nu, și așezându-mă, da. așa e. Nu, așa e. Buzz. dacă mai faci ceva pe TV, Pick a fucking side. Tu ești oricum șelii. Să nu mai faci altceva care nu ești Și nu te mai gândi cum să spargi. Că asta mă enervează, că ai vrut să fii curul în două luni. Ai fost cocoș. Că tu ești băiat deștept, dar ai fost cocoș acolo. Ai vrut să spargi în chestii virale pentru internet. No fucking way. Sunt două medii total diferite. Noi noi medii noi total. Noi Foarte puține lucruri funcționează și pe internet ca viral, în principiu în zona asta social-politică, nu știu dacă ai observat. Normal, dar, dar, normal că asta vreau să fac o jira. Că nu mi-a ieșit, iar ceva, dar normal că eu asta vreau să fac. Pe păi ce vrei, să închid tot ce făceam pe internet? nu, sub nicio formă. Prima, TV, nu. nu, de ani, plus. Nu, dar dacă erai băiat deștept, le separai total. Și ce făceai pe TV, făceai doar pe TV și nu exportai nimic pe internet. Da, nu am gândit așa proiectul și nu mi-am dorit niciodată să fac asta. Pentru că aia care, care veneau pentru tine. De face televiziune. Pentru că aia care veneau după tine, veneau și te vedeau pe TV și nu să te la scor cum postează. Iar ăia care erau publicul, cor, nucleul ăla dur al publicului de pe prima TV, erau, uite bă, băiatul ăsta. A înțeles care-i treaba să mă ierte Dumnezeu acum. Eu l-am așteptat ca pe Iisus Hristos a doua oară venim pe fața Pământului pe Florin Călinescu la Prima TV. Și nu e ok ce văd acum. Asta e cu tot o altă discuție, că s-au făcut toate glumele posibile, de la cel mai tânăr vlogger la cel mai bătrân influencer, s-a trecut brusc. Am văzut și chestia asta. E plină de malițiozitate, E funny pentru că e adevărată. Nu, nu comentez, nu Nu mitat. comentăm, nu ne băgăm. Eu, eu știu, unde, totul eu știu că am avut, am greșit de multe ori acolo. Una dintre ele, din greșirea asta, e fix asta ce spui tu. Că eu m-am dus în fața unor oameni, dar eu fără să știu care era public. Adică eu știam că era publicul prima, dar eu nu în ei mă bazam. Eu mă bazam că eu o să aduc ceea ce o prostie imensă din partea mea. Eu mă bazam că eu o să aduc la televizor niște puști care mă urmăresc pe YouTube și care vor să vadă ceva de la mine înainte care să apară pe YouTube. Creșteau exponențial șansele dacă nu te gândeai să postezi din emisiune pe YouTube și făcei pentru TV chestii exclusiv doar pentru nu TV. Nu, deci nu, 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 vrei. nu vreau să fac asta. Nu. Eu am înțeles că nu voi. Nu vreau să fac asta. Nu mă reprezintă asta. Nu aș fi, Eu nu mă văd pe mine un om de televiziune sau Nu. Noi am vrut să fac, Eu am vrut să fac un show, o emisiune pentru ai mei, pentru cei care mă urmăresc. Eu am vrut să văd în chestia aia și acolo am greșit. Am vrut să văd care e next step la vlogurile și hăhăierile și lucrurile pe care eu le fac în online. Pentru online. Da? După care chestia aia trebuie să se financeze cumva imposibil fiind din online, trebuia să ajungem la un deal cu cineva care să ne fie dispus să ne dea sume foarte mari de bani ca noi să producem lucruri respectiv. Prima TV fiind recent uh, cumpărat atunci și având niște oameni, niște investitori acolo care uh, voiau să încerce lucruri noi și știau că E singurul mod de a scoate, știi, postul -a de s-a absorbit de, lucru TV, să scoată Vodafur? postul și să facă ceva nou, au mizat pe asta și mă bucur că am avut încrederea lor, dar am ieșuat pentru ei. Știi? You broke my heart, mamă, deci dacă erai un pic atent, e posibil să fi fost și mă, pericolul. Nu, eu acum dacă făceam și el nu mergea. Deci acum eu dacă eram platou la șerișor și făceam acea, aceeași misiune, ea nu funcționa. Acum. Da, mă, e posibil să și ai dreptate. de mă știu. Bucur că am închis -o cea mai bună decizie că am închis-o pentru că mi-am dat seama, bă, nu e, nu, nu, e de mine, frate, nu mai sunt eu, nu mă mai regăsesc, nu mai îmi place ce fac. Incredibil cum ceea ce mă pasionează pe mine din totdeauna, camere, platou, oameni, uh, pre a prezenta ceva, adică incredibil cum ceea, ceva ce eu am gândit și am făcut, poate să ajung o chestie pe care să o urăsc efectiv. <laughs> Înțelegi ce spune? Și mă bucur că am închis-o. Da, mă, aici îmi place că... Știi ce zic? Că ai fost sincer aici. Adică nu a mai funcționat. E oricum o misiune extrem de grea ce încercăm noi să facem, chiar și dacă am făcut-o doar pentru TV. Dar e ok. Îmi place chestia grea, știi? Pentru că uite-te cine îți numește mi un late Night talk show despre ce în România. Capatos? Cine? Ca longevitate, da, cred că ar fi Dănuț bă, 18 pe sezoane. Da, mă. Stai, 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 stai. Ok, dar fac, vreau eu să fac ce face Capatos? Nu poți să faci ce face Capatos. Fii atent. Din Ea... că e obositor și că e... E și crâncen. Că, și că e crâncen. Și că... Dar eu nu... E nu, crâncen. Nu, nu pot eu să fac aia. E crâncen și la figura ce face. adică... Eu am filmat podcast cu Capatos, pe care o să-l dau după ăsta cu tine. Sau înainte. Nu știu exact când o să-l dau. Și am vorbit despre linia editorială a show-ului Luca Patos, Un show păcătos slash devenit extra nice show acum. S-a vorbit au despre asta. Acum, am spăgat un pic. E un picuț altceva. Am vorbit și despre faptul că el la un moment dat, vizionar fiind prin 2017, m-a sunat să fiu coprezentator cu el. Coprezentator la ala. Și eu eram bă, știi, mie îmi place să pun muzică, să fac muzică, să... Nu, nu prea, nu. Am refuzat Acum mă gândesc cum ar fi fost dacă m-aș fi băgat. Dar n-aș fi ajuns aici la aproximativ discuții, probabil. Nu știu, e foarte complicat. Dar, uh, legat de proiectele astea pe TV, eu sper la un moment dat să revii pe TV într-o formă sau alta. Dar de ce? De ce iubești tu atât de mult TV? Uite, asta e o întrebare bună. Gojira. E o chestie ce, ce ai cu, tu cu acest mediu? Uh... Că e mai bine plătit? Nu. No. E mai bine plătit. E mai. e mai, Hai e, e mai uh, cum să spun? Îți permite mai mult decât online în materie de ce are It să. E fix invers. Dar mie tocmai asta îmi place la TV, care are niște limitări în care scaiți de limit și poți să experimentezi mai mult. Eu de câte ori am avut proiecte pe TV, oricât de lei m-au fost, că au fost lei. Și am câteva acum care sunt tot așa. Ultra comercial, foarte light. Am înțeles exact ce fac și cum fac, am înțeles exact care sunt normele mediului ăla. Sper să și prindă. Conform cerințelor produsului, am bifat tot. Acum sper să aibă și succes. Nu știu, o să vedem. Okay, <coughs> oricum și, sunt doar o rotiță mecanică. Și, și ce, te, da. ce te bucură în limitările astea? Sau ce te face să... Stimulează foarte atrat? mult creativitatea. Mă. Limitările? Limitările cel mai mult cel mai mult, cea mai bună muzică am făcut-o și muzica dintre toate piesele pe care le-am făcut eu, cel mai bine au prins alea pe care le-am făcut imediat după ce mi-am vândut toate sculele, că se într-o fandaxie de asta, într-un delir de asta, de cumpăram foarte multe sintetizatoare, analog, băi, aveam pereți întregi. Și în momentul în care am început să, -l să, le vând parte și pentru că aveam nevoie de bani pentru clipuri, uh, când am rămas doar cu un laptop, un controller MIDI, și o placă de sunet bună și o pereche de și mai au și cele mai interesante chestii. Când am avut limitări. E foarte greu și creierul uman funcționează, știi, că are trei puncte de atenție. Nu poate să focuseze decât pe trei, trei chestii deodată. Maxim. Asta dacă stai bine la multitasking. Da, frate, dar vorbești, vorbești de niște limitări complet diferite, dacă mă întrebi pe mine. Tu spui de niște limitări tehnice pe care le-ai avut, ceea ce la TV e opusul, de fapt, că tu ai niște chestii ca și scure, ca și echipament, ca și oameni, mult mai sus decât era un proiect online, în timp ce ai alte limitări. Uite, ce limitări aveam eu, știi, spre împărat și o Limitarea de timp cu care eu nu am obișnuit. Adică faptul că trebuie să creezi ceva care să aibă fix atât. Adică ediția trebuie să iasă de atât, nu poți fi mai lungă sau mai scurtă. limitarea de invitații Nu poți să îi invi pe ăla, nu poți să îi invi pe ăla, nu poți să îi invi pe ăla. Are exclusivitate cu pro, cu antena, cu aia, cu aia. Nu poți să fac aia, nu poți să faci. Eu aveam o altă chestie acolo, că cumva ceva ce eu am unde iarăși am, am eșuat acolo, știi, e că uh, o emisiune TV ar să aibă un tipar, trebuie să aibă niște, un fel de continuitate. Ori eu non nu am asta, adică eu Online dacă astăzi fac uh, dezbatere cu ministrul educației, mâine pot să fac, uh, îi fac prank cu gami. Da? Ceea ce la okay. TV, nu... Trebuie adică, e, e, dubios, știi? E trebuie foarte Da, da. Și atunci, da, nu, nu mi-a plăcut să fac aia în primul și în primul rând. Bă, n-am ușor. Am zis că mie îmi plac și mi dar se pare foarte stimulantă. Nu pentru că era greu. Pentru că nu era... Pentru că nu o vedeam oricât de mult m-aș fi chinuit și oricât de mult m-aș fi și mințit și așa, nu o vedeam cum putea să iasă. Și ceva să fie... Gen, pare, păi, poate că nu e dar ceva care să zic, da, frate, this is, îmi place de mori, știi? Bă, măcar a încercat. Păi normal, despre asta e vorba, că am învățat niște lucruri de acolo, pe care, care cu siguranță îmi vor, îmi vor folosi și mi-au folosit deja în alte lucruri. Și atunci dacă, mă întreb dacă regret că am făcut și show în niciun caz. Nu. Mă întreb dacă mă bucur că am închis-o. Of course da. ai tu. Înțelegi ce zic. Dar a, prefer dacă aș putea să rescriu, știi? Istoria tot, cred că tot aș face Chiar dacă a fost o perioadă de stres, de, de depresie, de... de, de Asta de... vreau să te întreb. Știind exact care a fost finalitatea lucrurilor și știind acum, cu mintea de acum. Ai face-o din nou? Băi, uh, acum, evident, știind cum a fost și așa mai departe, uh, probabil că inevitabil de moment ce știi cum ceva o să iasă și tu dorindu să iasă, nu te să fii retardat să o faci la fel știind că tot o să ieșueze adică păi nu la fel. sigur aș fi încercat sigur aș fi încercat să o fac altfel dar, adică, nu, eu ce spun e că nu regret că am făcut-o dacă aș face-o din nou aceeași chestie având deja experiența, să am că retardat, adică să, să fac o aceeași greșeală de două ori <laughs> Nu? Altceva întrebam. Ce întrebai? Dacă aș mai face, dacă aș, odată dacă aș mai avea ocazia să fac un proiect pe TV, ceva blank, și să fie proiect da. pe TV. Dacă nu, vine nu cineva așa, și dar nu zice... Așa se pune problema, bro. Problema se pune în momentul în care tu ai o idee foarte bună sau în care crezi și care știi că ar merge pe TV și atunci te duci și cu toată încrederea propui asta și piciuiești așa către ceva. Nu vine cineva să spună, fă ceva pe TV și eu zic, gata, boss, da, gata. Post. Ceea ce e foarte greu pentru că nu consum TV. E, încă da. un motiv. Eu nu consum TV. Nu consum TV. Încă TV, un na. motiv. Nici eu nu consum TV. Dar, na. Da, a, nu a, consum înțeleg TV, da. Înțeleg perfect. Five Gang. Ce s-a întâmplat acolo? Ai frânt inimile multor melomani <gânt> din România. Nat. <gânt> bă, frate. Uh... Am văzut. Băi, eu n-am înțeles. Adică, doamne ferește, Nu am fost niciodată fan Five Gang. Știi A, toate glumele pe care, pe care, pe le făceam? Stai un pic. Știi toate glumele pe care le făceam? Mai și răspuns la vreo două. Cum fac să devii membru Five Gang? Nu știu, unul după la voi, dar nu, nu mai știu, știu, ce. Că tu ți-ai fi dorit și nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat, cred că exploi, mi-a zis. Ar fi bine să slăbești în pis, da, mă, și după aia să pui întrebări. Da? Foarte bine, ok, s-a râs. Bă, n-am fost cel mai mare fan Five Gang. Dar văzând de atâția oameni că se bucură că s-a... Se... Adică tu n-ai fost așa, bă, spargem 5G, adică nu, nu te-a lovit un pic faptul că efectiv se bucurau unii oameni când au zis, Doamne, în de parcă cea mai mare problemă, Five Ganger. Nu, dar nici nu am văzut chiar atât de mulți. În egală măsură au fost foarte mulți care nu s-au bucurat, adică cei care chiar erau fani. Iar pe partea de hate, ce crezi că noi nu eram conștienți de ce hate aveam? Sau crezi că noi eram, știi? Bă, dar... a dus hate-ul vreodată aproape de a renunța la ce faci? Nu, niciodată. Eu asta spun, Gojira, ți-am spus de fiecare dată. Poate oamenii nu mă cred. Hate-ul este cea mai mică problema mea, marte probleme, poate, dar hate-ul nu e una din ele. Adică hate-ul ăsta al oamenilor. M-am distanțat de mult de chestia asta. La fel cum uh, nu mi se urcă la cap atunci când primesc un comentariu pozitiv și nu mi iau. Ce tare sunt eu, știi? Că mi-a zis unul, bravo, Sherry, ce inteligent ești și eu să-i... Da, bă, ce dăștept sunt, știi? La fel nici când îmi spune unul... Uh, ce prost ești, bă, boure. Așa? Nu poți să. Amă, da, chiar sunt prost. Mă sunt, ce prost sunt. Știi? Adică, că s-au bucurat mulți oameni că s-a închis Five Gang, eu mă bucur, frate, că am dat această satisfacție. Așa. Pentru că eu am vrut să închid acel proiect. De ce e vrut că... să închizi? Pentru că uh, e mult mai bine să închizi ceva când e sus, sau încă sus, decât atunci când se duce dracu. Și pentru că banii pe care noi mai puteam să-i facem din proiectul ăla, așa mai departe, nu meritau să facem o chestie care să devină repetitivă și care să nu mai aducă ceva nou și pe care să nu o mai simțim. Înțelegeți ce vreau să spun? Înțelegeți. Și... Are legătură și cu faptul că ați mai crescut? Cu siguranță are legătură cu faptul că a mai crescut. Dar nu le-am certat, deci asta e clar. Nu s-a terminat din vreo ceartă pe bani sau pe altceva. N-a fost un genul asta de chestie. Dar m-a întrebat de spărtura aia cu exploit atunci mai de dinainte. Nu, aia a fost o chestie de ceartă. Dar aia, nu a închis proiectul atunci. Nu, o nu, nu, sub nicio formă. De ceartă. A fost o fisură aia, a fost o crăpătură? S-a crăpat cu Probabil că da, adică orice trupă care nu mai e fix cum era, au pentru unii oameni, o să vină toți, că păi era mai bine înainte și așa mai departe. Dar puțin mă interesează atunci dacă s-a crepat cu aja ori sau nu. Poți să intru în detalii să întreb mai multe sau o lăsăm așa? Poți și trece? să intri, poți să intri. Adică care a fost exact cauza? Întreb păi, eu am, ce am spus în videoclipul ăla e 100% tu. Adică am, am făcut un videoclip atunci și am spus. Dar pe scurt, cauza a fost că eu mi-am dat seama că Că el nu mai, voia, nu mai simțea, nu mai voia să facă asta, nu se mai regăsea deloc în treaba asta, absolut deloc. Dar ați avut discuție punctuală în care ți-a zis, nu, bă, nu, asta e că eu nu mi-a spus asta pe scurt și nu vreau să, nu vreau să dau nici cu hate și așa mai departe. Nu, adică nu, nu vreau să interpretez așa. Eu spun cum a fost, că el nu mai simțea să facă asta. Nu mai răspundea, nu mai era... Ne distanțați, în pur și simplu o dată, ca și prieteni. Noi am fost prieteni buni la un moment dat, știi? Adică aveam chiar o legătură strânsă, știi? Odată că s-a distanțat complet de noi ca și prieteni, probabil că s-au născut și niște, niște frustrări acolo că cumva, bă, inevitabil, frate, adică eu eram liderul, știi, acolo. Eram și cel care muncea cel mai mult și cel care făcea cel mai mult cașcavar de acolo. And you gotta accept that. Adică asta era situația. Nu era o Pentru chestie. Întoarcem la problema meritocrației. Nimic nu poate neguvern, neguvernat. Înțelegi? Eu eram la veneam primul, plecam ultimul, eu strângeam pe toată lumea, eu scriam versuri, eu făceam, eu, eu am gândit produsul ăsta cap coadă și așa mai departe. Ne, ne adică considerând și meritele tuturor celorlalți care au venit și au livrat și au muncit, inclusiv el, care mult timp a fost foarte serios, la un moment dat el nu a mai simțit treaba asta de loc. Și nu mi-a spus. S-a distanțat de noi odată ca și prieteni și a făcut alt grup de prieteni, alte oameni, alte relații, alte chestii. A început, după aia a început efectiv să absenteze în mod constant. La un moment dat dându-o într-o nesimțire, înțelege? Adică la modul, bă, nu vira firmări. Adică, dă te drag, nu vira, adică eu vin aici, muncesc, mă, producție, mă, area, și tu nu-mi vii. Tu nu-mi vii mie, înțelegi? Și de că după toate astea, după ce ne prezentă la filmă ne răspuns la telefon, adică ajunse de fapt deja un chin... Am început să posesiv v-a sunat asta cu tu nu-mi vii mie. Am stat un pic să o procesez. Păi pe, pentru că eu eram acolo care mă chinuiam, adică eu făceam filmarea aia să se întâmple, înțelegi? Eu eram în charge pe absolut tot, de la gagicile pe care le chemam acolo să danseze, la cameră, la absolut tot, la regie, la absolut tot. Și tu dacă e. ai confirmat că vii, exact, nu-mi vii mie... Pe afirmarea asta? Nu. E foarte corect ce am spus. Și um, la un moment dat am auzit niște vorbe, cum că el uh, ar fi vrut să iasă din trupa asta, dar după ce iese filmul. Noi, noi urmând în două săptămâni de când am auzit eu asta, noi se intrăm în producție la film. Și în momentul în care am stat așa un pic, că nu merge așa, pentru că tu dacă tu vrei să fim filmul ăsta, adică eu acum ies cu un film, tu ești în Five Gang, ți ți convine că ești, apar într-un film, apar acolo și tu pe IMDB, pe astea, ții și niște cașcavarete, niște bani și după aia tu vrei imediat după în ianuarie să vii și să preci, păi eu mă fac despre ce vorbim și atunci am venit și am zis, bă, stai un pic, nu ia ești tu acum, mai, mai bine ești tu acum, nu vrei să ieși acum te da, rog, filmul ultim. când a ieșit, a ieșit și cu el da ca un chemio ok. nu ca un membru nu ca, o, nu ca un personaj de la cap la coadă membru Five Gang în film. A ieșit în narativ în care el nu mai era în Și trupă. asta nu ți-a pus probleme la montaj? Că să filmase. Păi nu se filmase, nu. Urma, a, se, urma, urma să, intrăm în in producție okay. două săptămâni. Mi-am rescris. Eu am înțeles că în că două post producție. Nu, nu, nu Urma a. să intrăm a. în producție în două săptămâni. Mi am rescris tot. N-ai de șoc, știi, când am sunat. bă, băieți, filmul ăsta cu exploit pe care am făcut acum e gen fără exploit. Hai de capul. Meu. Ce zic? Adică noi trebuie să rescriem niște chestii aici. Știi? Și, băi, a fost, a fost, o chestie uh, și o perioadă în care m-am gândit foarte mult la ce înseamnă prieteni, la câți prieteni am și încă sunt, încă am niște chestii de genul ăsta, știi? Dar ai început să cer faza asta cu parteneriatul pe care l-ai pe partea antreprenorială, pe, pe care o separ de amiciții, de legături personale? sau. Da, normal. Ți-ai dezvoltat normal. Ți -ai, ți -ai normal, flexat normal un pic dar încă, să... încă există oameni care te dezamăgești și așa mai departe. E normal tu să ai o politică personală a parteneriatului? A parteneriatului sau a prieteniei? A parteneriatului. Lasă prietenii. La prietenii, nu știu, aia ține de, de la fiecare om la fiecare om, nu contează. Aia, aia cel mai bine știe omul ce face acasă. Asta e o chestie care mă interesează și Acum, nu mă interesează. A ce te referi într-o politică personală a parteneriatului. A parteneriatului când vine vorba de proiecte de genul ăsta. Partea profesională. Tu în continuare trebuie să existe și o relație de o natură personală ca să ajungă la un tip de stat de parteneriat? Vorbim asta după ce s-a spart și Five Gang-ul. Nu nu, nu nu, cred că, nu cred că trebuie să existe, cred că adică cât unul de mult... e bine că există, dacă există o parte personală, atunci poate să fie foarte rău. Dar nu, nu, cred că ea este necesară. Nu e o regulă, nu, nu, e, nu, nu, e, o condiție sine e Nu e, o regulă, nu e o regulă, dar o altă chestie este că dacă faci un parteneriat, mare sunu al arong, să spunem, cu un om care e lipsit de orice fel de etică sau așa, iar nu e bine. Da, dar îți dai seama? Care e cel mai mare turn-off pe care l-ai tu semnul ăla? care te face să spui uh, alte semne de întrebare legate Sim, uite, de. Cel mai mare și cel mai evident e când uh, unul spune de... Vorbește prost alți clienți, vorbește prost alte persoane care au creat și spune despre cum ia ți se pui pe aia. Deci adică asta este bine. Cine face asta e prostare. știi? Adică dacă faci asta, e este... Prost rău. Adică nu... Ai venit aici să mă convins să-mi vinzi ceva și tu îmi spui cum e dat ți pe Adică ești, ești, terminat în seamă, că vrei să știi. Dar ca idee. Deci asta e o chestie, una din chestiile foarte evidente, știi? Și în general, nu știu, e, e, chestia asta. Oamenii cu cât sunt mai, 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 par așa, cum să spun, cu cât sunt mai... Uh, cu cât încearcă cât mai mult să te convingă despre cât de tari sunt ei și cât de bine o să fie și cât de, că sunt atât de pricepuți și că din astea, că bă, și a, și cu cât mai mult îți spun asta, hai de mă șeri, eu nu fac, eu nu sunt un jmen, nu fac eu de-astea, nu, nu, fac eu găinării din astea, cu atât mai mult șanse că sunt că face fix găinării din aia. <laughs> fix. Înțelegi ce spun? Știi ce spun? O, o, omul care ține să spună de 10 ori, știi, într-un meeting, noi suntem serioși, noi nu facem șerii, fi serios, nu știu unde ai ajuns, noi, stăm, noi nu facem găinării din astea șerii. Fix, găin, fix din aia fac, bă. Iar când vine vorba de... Când vine vorba de... Ți-a luat Ți-a luat sepe. Da, frate, normal. Bă, mă, dar trebuie să zic de o țeapă fabulă. Asta vreau să zic. Vreau să-mi zici o țeapă de asta care te-a și enervat. Da, cel frate, mai nașoale ți pe nu sunt la care pierzi mulți bani, alea care te, ră, te, lovesc în orgoliu, mă, În care... nu, -am dar n-am avut țepe nasoare, adică uite, cred că cea mai mare țeapă din punct de vedere financiar e aia cu filmul, care e o țeapă ordinară, adică, în fine, faptul că a trebuit să redenumesc un film, să spun că e făcut cu ajutorul guvernului, deci vă rog eu, dacă vă uitați la primul, Five Gang, la primul film Five Gang la credit și vedeți cu ajutorul guvernului, film făcut cu ajutorul guvernului, să știți că este o mare țeapă. Când o să iau banii ăia, o să rectific acest statement. Dar până atunci nu am primit niciun ajutor. Nu că am fi avut nevoie sau o chestie, dar dacă ai o hârtie semnată, deci ca idee, nu am primit niciun ajutor. Am luat atunci atâta hate. Dar luat doar... Ce, ce a luat complet, el de la PSD-ul atunci? Știm exact banii de la PSD-ul. Știi, știi e foarte tare. Știi, Vesora lui tataie, Au venit de două, trei ori ca să bani. Și au luat o la muie pe bani. Ei, noi am luat o ramuie fără, fără bani. bani. Băi, e, dai. ca să nu ar trebui să... Râd. Nu, pe bune. Dar așa, uite, ca să-ți povestesc o țeapă foarte funny ca să, ca să vezi. Am pățit acum ceva vreme un, un tip pe care îl știam ca și dacă se uită, a, îți urez doar bine și să-mi dai banii. Deci un tip care se... Uh, <laughs> Dar <laughs> zic, băi, hai mă pe pă nume, pe da, <laughs> mă, pe nume. Nu. nu știe nimeni, bro, despre ce vorbim. Nu știe nimeni. Nu e cunoscut. A, deci dacă spui ori, îi faci serviciu oricum. Păi da, dar nu, dar nici nu știe, nu, nu contează. Ideea e că un, un, un pe care am cunoscut într-un context că era managerul unui restaurant, nu era owner, știi, era manager acolo, între timp și-a deschis el un restaurant unde era owner și a venit la mine, șerii, uite care treaba, mă știi de acolo, mă, Așa, uite, am și eu restaurantul ăsta nou deschis. N-am mulți bani, că întotdeauna ți-ai pe, rest, în pe bani puțin. N-am foarte mulți bani, uite, fă și tu ce poți să-mi dai în banii ăștia ca și promovare. I-am dat mai mult, dublu. Așa. Am zis, da, frate, înțeleg, mic, mici întreprinzători, știi? Local care da, trebuie să Da, frate, și am muncit omul să deschidă, nu știu. Ce. Am fost acolo, am făcut story -ul. Cea mai bună mâncare, eu, na, știi? Și... Bă, dar era bună mâncare, adică era ok mâncarea, frate. Nu pot să zic acum. Deci mâncarea nu era rea, nu era nici cea mai bună. Dar era o mâncare ok și pentru preț și pentru așa era un preț corect pentru o mâncare ok. Asta pot să spun. Sincer. Era ok. E ok, adică ce am mâncat eu acolo era super ok. Adică aș mai fi mâncat, n-aș fi mers acolo că era foarte departe de unde stau eu, dar aș mai fi mâncat o a doua oară. Și de că trec 30 de zile, trec 40 de zile, 50 de zile, factura, nimic, nimic. 60 cum se obișnuiește. 60, șapte zici. Uit, mi aduc aminte, ia, mi aduc aminte, îi scriu, la nu mai răspunde, nu mai are, nu mai are. La un moment dat zice, bă, șerii, am cu niște probleme, am sunt plecat din țară, am niște probleme, stai liniștit că se rezolvă, că totul e ok, că nu știu ce. Okay. După aia bloc peste tot și stai să vezi cea mai tare fază. Acum vreo două săptămâni. După o săptămână din asta foarte nasoare, știi, de muncă, M-am dus la mine la spa în cartier să mă relaxez. Am zis, bă, merit un pic de relaxare. Zic, plătesc abonamentul ăsta la country club ăsta ce e ieri de două luni și n-am fost niciodată. Zic, merit și eu un pic de relaxare și să scot aceste, stai să vezi, aceste energii negative din mine. Știi? Să nu, să nu, mai, am aceste energii negative. Și mă duc frumos la spa, la hidromasaj frumos, încercând să scot aceste energii negative. Și cum ies eu de acolo de la spa, mi-aduc aminte. Să-mi dea la niște bani. Bă, și bani, bă, Faptul să zic suma, erau 3000 de euro, adică chiar așa. nu erau, adică bine, ok, poate par acum un arrogant sau un nesimțit, dar pentru mine și așa nu erau mulți bani, cât era vorba de, de stresul ăsta și de nervii ăștia că am muncit corect, am dat chiar mai mult decât trebuia, bă și noi am primit. Și zic, bă, voiam să mă duc la restaurantul ăla să încerc să vorbesc cu managerul, să zic, bă frate, uite care treaba, trebuie să-mi dai banii, înțelegi ce zic, adică e simplu. Și am zis, m-am gândit eu așa, după ce venit de la spas cu o energie negativă, era duminică seara, zic, bă, zic, hai să mă duc acum, că oricum asta e, e ultima mea grijă și o să o tot amân și zic, acum e perfect, că n-am nici altă treabă de făcut, e și liber tot Bucureștiul, nu fac două ore până acolo. Da? Așa. Zic, hai să mă duc acolo. Și stai să vezi, mă duc până acolo. Nu mai era nimic, deci mese, nimic, închis tot, închis. Vorbesc cu un băiat care lucra la pizzerie, fix lângă era o pizzerie cunoscută, mare, vorbesc cu el, zic, bă, ce s-a întâmplat aici? Nu, mai au închis tot, a venit poliția, că au dat niște fonduri europene, au pus că au tot. Zic super, am venit degeaba, știi? Au oricum nu mai răspundea, bloc peste tot, zic, mi-am luat gândul de la bani. Bă, și când să plec de acolo, mă urc rog în mașină, nu știu ce, dau să plec, merg trei pași și la o intersecție, bă, doar ce scosese mașina din, 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 din corantat și din tot. Era ca nouă mașina și arăta țipă, deci doar ce o scosesem de la corantat, de la bombă. Și intră unul în culul meu și bang, Primul accident făcut unde n-a fost vina mea. Așa. Te rog. Și mi-am dat seama, zic, bă, eu sunt un bou, mă, că m-am dus până aici pentru niște bani și că m-am dus așa, știi? Și uite ce am pățit, vezi, a intrat, a intrat și unul în, în, în culul meu, știi, cu mașina. Ca în fine, asta... Păi nu neapărat... Cel mai tare era, era să fie chiar ăsta care intra, dacă da, voi să fie pal Pulp Fiction păi total. Era, era, mișto să fie ăsta, că era la modul ok, dar mi ce au și banii, știi? adică <laughs> <laughs> era la modul, <laughs> Era la modul, știi? În fine. Câte accidente ai avut până acum? Nu știu. Trei, <gătări> nu știu. Nu, serios, cât ai avut? Nu Fără știu alea fake? Ăla, unul a fost fake. Ăla a fost bun. Trei, să le poți accidente. Te-ai mai gândit să mai troluiești media românească? Nu ola a nu fost știu. foarte bun. Eu am râs atunci. Da, știi, dar știi cum e? A doua dacă faci, știi, dintr-o chestie trebuie să fie mult mai bun sau mai tare decât primul. Nu e o prioritate pentru mine. Și nici am. n-am. Adică aia a fost cu ideea de a transmite un mesaj. Cred că mesajul s-a înțeles cumva. Adică cine a vrut să-l înțeleagă, l-a înțeles. Dacă ar mai fi să fac ceva similar de genul, ar trebui, nu știu, să fie un motiv bun sau un context bun sau ceva unde să fie un mesaj nou de spus. Știi? Din nou, întorcându-ne la mesajele pe care voi să le transmiți și așa mai departe, și uite la închiderea Five Gang-ului nu îmi place să, să ciorbe, deși am făcut asta și mai fac asta uneori, că na, ideile sunt și ele, nu-ți nu vin mereu. Dar nu îmi place să reîncărzesc ciorbe, chiar și alea bune, știi, pe care am făcut. O să te mai întreb încă o dată, <coughs> pentru, în principiu și pentru aia care n-au prins primul podcast, ca să o lămurim. Eu sunt recunoscător lui Shelly și am datorie morală la el, din simplu motiv că el a fost primul care a venit cu capul înainte la podcastul aproximativ discuții. Și în principiu, cu toți invitații pe care am avut aici, a regula asta, regula nescris. Bă, ai ceva de spus, mă suni, ne așezăm, vorbim, inclusiv dacă vrei să fie terapeut, efectiv să-ți descar sufletul, nu mă interesează. Vrei filmăm bine, nu vrei, nu filmăm. Nu contează. Dar mersi pentru tot creditul pe care mi l-ai dat pentru aproximativ discuții. Adică ai fost unul dintre aia, ca de altfel toți invitații. Că... Bă, cum are pe ce? Sinchic, da, da, adică da, da, da. Adică e o chestie tare ce ai făcut tu aici. Da, că nu, nu seamănă cu alt podcast și asta e tare. E bine, știi? Și acum că te întreb pe tine ce am vorbit noi la telefon și mi-a dat un răspuns cât se poate de legitim. Pe tine cum de nu? Că acum toată lumea și-a făcut podcast. Nu zic că am fost eu printre primii, sub nicio formă. Din potrivă. Dar acum parcă prea toată, prea și-a făcut toată lumea podcast. Cum de nu te-a. Să dus pe tine în chestia asta. Pentru că nu vreau să fac un lucru unde știu că eu nu aș fi cel mai bun, că pot în timpul ăla să fac alte lucruri unde eu cred că aș fi mai bun decât într-un podcast. În principal dintr-un motiv pe care ți-am spus și la telefon, că, deși mi-aș dori, eu nu sunt un atât de bun ascultător, nu al prietenilor, atenție, al persoanelor despre care, în realitate, nu am un interes atât de mare. Adică eu nu știu să feicuiesc asta. Adică, eu tu, dacă faci un podcast, tu la un moment dat rămâi fără invitați care să fie oameni care ție în mod personal, nu că îți placă, eu n-am nicio problemă cu nimeni, știi? Dar oameni care să, chiar la care să te uiți, pe care să-i urmărești, să consumi contentul, să știi lucruri despre ei, fără ca să trebuiască să stai înainte să citești, să te documentezi despre ei. Și când rămâi fără uh, opțiunile astea, tu trebuie să inviți alți și alți oameni care poate sunt foarte curf, poate sunt foarte mișto, dar real, tu nu ai un interes față de ei. Adică de real nu te interesează ce au făcut oamenii și ce fac ei inevitabil o să ajungi aici. Și tu cred că ai mințit dacă mi-ai spune că n-ai ajuns aici. Și poate dacă n-ai ajuns, poate te cred, dar o să ajungi oricum. <coughs> și atunci, eu mi-am dat seama, la Sherry Show mi-am dat seama de treaba asta, că eu nu sunt un bun intervievator și un bun ascultător al oamenilor pe care eu nu-i uh, apreciez pe bune într-un mod real. Nu, atenție, nu că îi detest sau că îi urăsc sau că am o problemă cu ei, dar pur și simplu bravo, ții, ești pe feria ta, nu urmăresc, nu consum. Mi-e greu să fake-uiesc să mimez, știi, acest interes. Iar un, un bun intervievator trebuie să fie care, pe care legitim îl interesează sau fake-uiește asta suficient de bine, îl interesează, frate, ce ai de spus și despre tine, știi? Până acum la aproximativ discuții, că ne apropiem de 50, de episodul 50. 50 ai avut? 50. Wow. Nu știam că ai făcut toate. Am făcut, da. De atunci în fiecare săptămână eu nu m-am oprit. Ok. Facem, mai avem puțin și facem un an acum. Ok. Deci de literalmente de -acum? este un an de când am vorbit noi la telefon că vreau să-mi fac podcast și vreau să fi primul invitat. Deci chiar acum se întâmplă. N-a fost invitat care să nu mă intereseze într-un fel sau altul. Adică la unii am avut niște interese, au fost mai multe interese, ca să zic așa, au făcut mai multe lucruri care m-au interesat, alții mai puține. Am primit un singur refuz care nu m-a nu m-a ofensat absolut deloc dar mi-a frânt inima ieri l-am primit pe al doilea prima a fost, că le și zic, prima a fost Cristian Tudor Popescu care mi-a zis că e un pic am pe entertainment ce fac eu aici deși eu voiam să vorbesc cu el ca traducător și autor de science fiction el fiind un mare fan și mega cinefil m-a interesat foarte fi mult ăsta da. da, 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 Dar el a tradus, autorul meu preferat de science fiction ever, da. Karel Ceapic este omul care a introdus în literatura science fiction în termen de robot. De la el vine, de la autorul ăsta, și voiam să vorbesc cu el, iar celălalt refuz pe care l-am primit, din simplu motiv că um, nu vrea să se mocirilească într-o zonă pe care nu o înțelege foarte bine, este de la Răzvan Vasilescu, actorul celebru, capitanul Burcea, care are puladul metru și fute pe toți cu dumnealui jucând și în vreo două filme și având o relație foarte deschisă. La un moment dat eram providerul de filme a domnului Răzvan Vasilescu. Mă suna și suna. apelul începea așa, iubitule, vreau un film străin cu actor cunoscut și bun, cu scenariu barosan și joc și mai și. Și trebuia să stau să caut, îți dai seama fi și cinefil, e un challenge. Să-i scrii DVD-ul da. lui Răzvan Vasilescu. Trebuia să-l surprință. L-am surprins cu un film. Ok, și ce o să faci când... Deci e imposibil să ai la infinit oameni care să te interesezi și care să-ți Adică să sunt tai... mulți, sunt mulți nu. cu siguranță, dar Nicio nu poți nu să spui merg că te interesează inerția. toată lumea. Sau toate, toate uh, personalitățile. Mă interesează anumite aspecte pe care le învârt. Pe toate părțile. Și cumva unul mi a răspuns la întrebarea... Aia mare pe care o aveam în cap. De ce crezi tu că nu-ți a și pe TV? Și din cauza asta. Dar nu cred că e chiar cel mai mare motiv, dar și din cauza asta. Da, da, da Că da, nu da, sunt da. un bun intervievator și ascultător, sau nu mi-am. Uh, uh, nu mi-am uh, uh, porișat destul de bine acest skill Știi și... ce o să fac? Pentru că și punkist. Și ți-am zis că la mine mi-i zai cu totul alt. O să întrerup la fel de brusc precum a început și o să șterg tot. De ce o să ștergi tot? Nu crezi că au ieșit niște lucruri mișto? Au de ieșit niște dat, să lucruri spuse, mișto? Ce să chiar, asta chiar nu, nu, nu o înțeleg. Uh, tot așa, dintr-un panchism. Unu, pentru că nimeni nu are coaie să șteargă tot. Pentru că în momentul în care mi s-au răspuns la toate întrebările, eu am obținut exact ce am vrut. Eu am mai zis, motivația este una foarte egoistă pentru care am pornit podcastul ăsta. Să-mi răspund eu la niște întrebări să-mi rezolve mie niște probleme. Să-mi potolească niște pitici pe care am în cap, să-mi aplaneze o angoasă. N-am mâncat căcat când am zis că are scop terapeutic. E foarte departe, dar și împlini scopul primordial, credem. Dar pe cât de brusc a început, pe atât de brusc o să termin. Zic de pe acum. La un moment dat o să dispară tot. E, momentul ăla, să știți, din respect pentru oamenii care au investit timp uitându-se la chestia asta. Unu, cred foarte mult în puterea happening -ului. Sunt unele lucruri care capătă consistență pentru că au avut sens perfect în momentul în care s-au întâmplat. Și chiar dacă poți discursul să îl revezi tot timpul, discursul care s-a întâmplat exact în momentul ăla nu se mai întâmplă niciodată. mai da, nu vreau. Pentru că un podcast făcut cu Shelly în contextul lui 2021 la început e complet su comp surprinde esența lui Shelly în momentul ăla. Dacă translatezi în timp, îl vezi pe Shelly cum era în 2021, dar nu surprinzi și contextul. E foarte important. Eu cred că zic așa în experiența asta haptică care se duce dincolo să de sensul... Da. Dar vrei să da, spun un lucru, Gojira? ți zis că eu nu sunt un bun ascultător. Nici tu nu ești un bun ascultător. A, nu, clar. Ești cel, e, e, e tare podcastul tău, dar se, se diferențiază printr-un lucru în mare parte. Cât de mult voi Și asta știi că nu spun doar eu, spune. spun da, vorbește Cât nu, de mult da. vorbește prezentatorul. Băi. Ți-e sprace -ți mult să, Și asta era și uh, chestia pe care o făceam eu. Că eu, eu știi ce făceam? Eu puneam întrebarea invitatului. Auzi tu ce părere ai de aia? Că părerea mea e că... Înțelegi ce zic? Problema e următoarea și asta Dar și e... tu ai asta. Am asta. Bine, tu rași părerea, să vorbeați după aia spui părerea ta, dacă ai idee. Aia asta. Normal. Și de multe ori zic și înainte, pentru că nu e fer. Ăsta trebuie să fie un schimb. Dialogul ăsta. De aia se și numește aproximativ discuții. Nu se numește interviurile lui Gojira, nu se numește... Exact, pentru că nu e interviu, e o discuție. E discuție. Bă, the clue is in the egal, title. E adică nu e un... The clue is in the fucking title. Și nici măcar discuție până la capul nu e. E, e cumva discuție. discuție, e aproximativ discuție. Eu am dat, am dat toate indiciile acolo. De ce să faci abstracție de asta? Plus că mai e o anumită chestie și am vorbit-o și cu Teo. Bă, eu nu pot să te chem pe tine și să zic Bă, și vreau să-mi zici ceva acum foarte personal. În 3, 2, 1 și. Și o să tac. Și tu să stai să te gândești. Dacă eu nu te duc cu discuția într-o zonă personală. Și nu e un trick ăsta, e ceva natural. Că eu să-și cer ție ceva personal, trebuie mai întâi să-ți dau eu ceva personal. Bă, dar eu sunt dispus să mă deschid în zona asta mai personală către și ca după aia el să-mi dea ceva înapoi. Ca altfel nu e fer. Altfel ce pula mea, îmi dai clickbait-uri, fac eu niște deal cu cine fac, pac, pac, ia uite bă, vă dau clickbait, nu mai a zis asta. Nu boss, nu, nu despre asta e vorba. Da, aia vorbesc atât. Ca să ajungem în anumită zonă, trebuie să fiu și eu dispus să ajung în dreptul meu în zona. Nu o să cer niciodată oricc, nimănui oricc. un lucru pe care nu ți dispus să-l discut sau să-l fac. Și ai fi tare, după aia să tai toate aia, ai spus tu să mă lași doar pe mine, știi? <laughs> asta ar fi a. mișcarea... Și de nu le editez foarte rar am meditat niște lucruri și doar la cererea invitatului în contextul în care el credea că o să-i facă rău treaba aia. Bă, parcă n-aș ține neapărat să... Eu nu ți-am să, am nimic. No, 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 no. No, să Nu, 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 nu. Eu tu ce spun... Da, n-ai nicio treabă, ești relaxat, da, îmi place de tine. Și apropo de chestiile astea pe zona de activism social și de preocuparea ta pentru, pentru educație. Care ea există. Deși care ea există și reală. Urc, și pe bună dreptate au și impresia asta, că n-am mai, -am mai povestit mult pe Da, dar ai proiectul ăsta care mi-a plăcut. Am fost foarte... Am fost dezamăgit atunci, știi? De, pentru că am venit cu niște idealuri ca de copil, știi? Să facem, să schimbăm și... M-am mințit singur, ca un fraier, că na, e, e de to go și mi-am dat seama că e mult mai bine să faci niște pași mici și să poate reuși să schimbi niște lucruri pentru o mână, știi, de oameni, decât să încerci peste noapte să, să faci ceva în sistemul, ceea ce aș fi putut să fac poate dacă intram în politică și îmi schimbam, îmi schimbam complet traiectoria uh, profesională și poate nici atunci nu reușeam, dar măcar încercam și aveam o șansă, dar eu asta nu o să fac Fii în atent cât de siropoasă o să ani, devină zi? discuția asta acum, în completarea a ceea ce ai zis J.D. Salinger, domnul care a scris senzaționalul roman de veche în anul de secară, pe care dacă nu l-ai citit, citește-l că te ascult Este extraordinar este de veche în anul de secară. De veche în anul de secare. Este cel mai bun coming of age, roman coming of age, a omului care se transformă. Și hei, băiatul din roman are cam vârsta ta. Holden Colfield de personajul principal. Ăsta a mai scris o colecție de povestiri, la un moment dat. Și una dintre ele este cu o fetiță care tot lua stelele de mare de pe plajă și le arunca înapoi în apă. Și mama eu mă întreabă de ce faci chestia asta pentru că sunt atât de multe stele de mare încât e ca o picătură în ocean și care nu contează. Și a zis da, probabil că așa în ansamblu nu contează, dar pentru steaua aia de mare contează, Da, eu o fac. E, cam despre exact. asta e vorba. E, și uh, și mi-am dat seama că bă, chiar mi-aș dori ca lucrurile în, în, în sistemul de educație să arate mai bine, dar forier. Adică forier. Și când spun forier, sunt, uh, sunt două chestii aici. Hai să pornim de la, de la început. Mie mi-e foarte ușor să vin și să critic sistemul de învățământ. Să vin și să mă pun la masă cu un ministru sau un om care a fost la un moment dat factor de decizie și să studiez, să văd ce a făcut ăla și să iau să critic, să zic uite băi, știi? Și să arăt problemele e mega simplu. Eu e ceva complet diferit să încerci să faci ceva sau să încerci să te gândești la niște soluții. Complet diferit. Pentru mine ca o, ce fac da. eu din punct de vedere pr din punct de vedere ce vrei tu. Dacă scopul meu ar fi acum să iau și pur și simplu să, să, să par eu oraș mecher doar pentru că iau pe o persoană care a fost factor de decizie și ceea ce n-am vrut să fac by the way. Dar ca idee, dacă ar fi să fac Dar asta, știi că așa a -aș fost propune, perceput. Adică inclusiv eu am, nu, -am perceput. Nu, n-am vrut să fac asta. Bă. Am vrut să obțin niște răspunsuri voi să obțin niște răspunsuri și, nu, și știam că persoana pe care o am în față e un, e un maestru în a schimba subiectul și aduce o discuție într-o zonă care ei convine și de a da răspunsuri care nu sunt răspunsuri. Și atunci, da, poate am părut un pic agresiv, dar asta este realitatea. Foarte bună la a spune, da, 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 dar știi ce, da, uite așa, da, uite asta ce am făcut. Și eu nu voiam asta și nu aveam de gând ca discuția să se transforme în chestia asta. Atunci da, când am făcut nu, aia. Mortal Uru. Kombat e un joc grozav de fighting. Nu la fel de bun ca Street Fighter. Știu exact ce spui. Și de-aia, dar, dar, scopul meu n-a fost niciodată. Bă, haide să o, să o, iau pe doamna asta și să o umiresc aici. Și din contru, eu am apreciat că a venit, în primul rând, da? Dovedește niște lucruri. Că a vrut să vină. Poate, nu știu, dacă a venit că nu știa ce fac sau poate că știa și a vrut să vină. Habar nu am. Cert e că am sunat atâția miniștri atunci și doar ea a venit. Ceea ce... Crezi că vedeți. o doamnă care lucrează în partea decizională legată de învățământ nu-și face temele? Nu știu, poate de... nu, poate nu, n-am idee. Dar a venit, ceea ce respect. Deci n-am vrut să, să, să fac o chestie în care eu să ies, eu jmecherul și ea să știi. Ai simțit că a venit la întâlnirea aia cu temele făcute, adică știa nu, cu cine asta vorbește? Nu. Asta nu, asta nu. A venit și a, a venit de foarte multe ori a schimbat subiectul și a spus niște lucruri pe care dacă insistai vedeai că nu sunt așa și eu am insistat pentru că nu nu puteam să fac așa, aha, ok, și, și, nu suntem aici, la, da? avem post TV unde există niște interese și... Bă, da, asta îmi place mie pe internet, că nu prea există cu vrăjeală. Nu, frate, că am vrut să știu, bă, ok, și ai zis că ai pus lecțiile aia pe niște DVD-uri, în 2002 erau niște lecții digitale, ia zi -mi și mie mai multe despre chestia asta. Păi erau, păi pă, unde erau? Unde, unde erau, că n-au fost niciodată? Unde, în fine. Dar asta ca o paranteză. Deci să, să vorbești despre asta și să încerci să rezolvi niște lucruri, complet, două, complet, două chestii complet diferite. Deci acum ești în zona de soluții. Sunt în zona de a încerca să fac lucruri mici și pas cu pas, pentru a încerca să învăț mai multe și așa mai departe. Pentru că să bați așa din palme și să, să, zici, să schimbi sistemul, e imposibil. Și să vii și să critici, să arăți vinovați și să spui problemele, e ceva ce poți fac foarte bine la nesfârșit. Însă, în realitate, copilul meu, dacă ar fi să tot în aceeași școală va merge, oricât m-aș și eu pe la TV și prin online, bătându-mă așa cu pumnul în piept și arătând vinovați. Și atunci am, am gândit, ok, avem un sistem de învățământ în România, da? Bun, mi-am dat seama de fapt că nici măcar nu pot vorbi despre același sistem de învățământ în țara asta, pentru că discrepanța dintre sate și orașe este absolut uriașă. Și mi-am dat seama că, da, programa școlară poate fi mult îmbunătățită, Că ceea ce învățăm la școală ar putea fi mult restructurat, după părerea mea, și îmbunătățit, dar că înainte și înainte și înainte de toate lucrurile astea, sunt atâția copii în România care nu merg la școală. Și că școala, așa cum ea în forma ei actuală, chiar dacă are niște neajunsuri, e mult mai bine să mergi la școală decât să nu mergi la școală. Da? Mult mai bine. Da? Evitarea. Nu doar că îți dă o hârtie că ai terminat-o, ci ca și educație pur și simplu. Și mai, mai multe ești, chestii colaterale. Mai dacă tu ești într-un loc în care universul tău e casa unde vine tag to bat și -ă nu ai căldură și nu ai nimic și -ă, drumul pe care mergi cu vaca a păscut și înapoi. Dacă universul tău e ăla și doar ăla, școala înseamnă o poartă spre altceva. Cărțile care înseamnă o poartă. Profesorii care, da mă, și ei vin din mediul ăla și nu sunt niște oameni, wow, dar înseamnă altceva, îți arată că viața e mai mult totuși decât atât. Deci... Ai văzut filmul Moromeții? Primul? Nu, și nu am văzut, nu am văzut pe ușinea mea, pe primul nu am văzut nici pe al doilea. Inclusiv în carte, un moment în care Nicolae citește lui Cocoșilă și lui Taică supă prispă, la lumina lumânării, un pasaj din Hans Christian Andersen. Uh, e povestea aia foarte tare cu cei 11 frați și o soră care sunt transformați în lebede și trebuie să le fac cămașă din urzici, nu contează. Și cocoșilă care le spunea tuturor din sat, tași ești prost, pentru prima dată nu ești cel unii laie, ești prost. Și să uita cu gura căscată. La e singurul moment în care haterul absolut și elitistul absolut din satul respectiv, inclusiv în seara aia, înainte să să se așeze pe prispă să bea tutun cu Ilie Moromete și să-l asculte pe Nicolae citind Hans Christian Andersen, intră în curte cu următoarea replică și zice Bună seara, Catrino! Asta e nevasta lui Ilie Moromete. Bună seara, Catrino! La el azi nu le dau, nu merită, e proști. Și se așează. El tot timpul era Desconsidera păi, pe toată lumea. mai eu n-am citit moromeții, am citit. Dar nu am, am, citit, Stam, am -a făcut, fost în lectură obligatorie? Bă, păi, e, uite, stai că o să fac o părintă despre asta. Am citit comentariu. la moromeții, că nu aveam acel <coughs> timp ca să <coughs> citesc moromeții. Dar vrei să spun un lucru, că da ca mine este dar nu e vorba doar de asta. E vorba de faptul că eu chiar cred chestia asta. Că unul din motivele pentru care copiii în România citesc atât de puțin, e chestia asta cu lectura obligatorie. Eu chiar cred asta. Că vin și dau de, de niște cărți care nu reprac sau care vin dintr-o complet altă zonă decât ceea ce cunosc ei. Adică dacă ești un, tu ești un copil de la oraș și ai trăit viața acum, e ia, uite, viața din București. Ești un copil născut în București, crescut în București, sectorul 6, da? Ce, o carte cum e, cum e Moromețe sau cum e moara cu atât de departe de ce -ți se pare ție familiar, încât s-ar putea, putea, să o respind, să nu spracă. Și foarte mulți copii încearcă să citească cărțile astea din lectură obligatorie și ajung să, să urască cititul. Dacă mă pe mine. Pentru un copil din sectorul 6, ce carte ai recomandat -o? Hai să ne ducem în zona de soluții. Fight Club. Pentru, pentru, un copil din sectorul 6, ce carte aș recomanda? Eu, bă, eu pot să recomand o carte care mi-a plăcut mie foarte mult. Nu știu dacă e pentru un copil din sectorul 6 sau nu. Așa. Eu pot să recomand Sapiens de Harari. Știu că e o chestie basic. Dar mie cartea aia mi-a plăcut foarte mult. Îmi place cum da, e gândită, analitic și așa mai departe. Foarte mișto, o perspectivă foarte mișto asupra evoluției umane. O să rămân întotdeauna cu chestia asta că bârfa a ajutat omul să se dezvolte foarte mult. Și teoria grupurilor de 200 aia e foarte bună. Exact. Și teoria aia și așa mai departe. Încât eu cartea aia a pus o recomand oricui. Dar, ca să mă întorc ce, ce vreau să spun cu, 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 cu treaba asta, cu, cu abandonul școlar. Adică copii care nu merg la școală și dacă te uiți de ce, nici măcar nu poți da vina pe sistemul de învățământ în sine. Și cauza e mult mai simplă și mai banală. E efectiv sărăcia. Adică efectiv, Odată cu sărăcie, evident, vin și anumite mentalități și anumite chestii. Dar, bă, sunt copii în țara asta și am, eu am prins la cea mai basic problemă. Am zis, okay, care e cea mai basic problemă, știi? Sunt copii în țara asta care nu au un caiet și un pic și niște ghete care să nu fie rupte, cât să aibă măcar cea mai ușoară motivație, știi, de a merge la școală. Că dacă tu n-ai nici astea și dacă și familia te încurajează să te duci, să bă, te vă bă, crează grădina aia sau, știi, decât să te duci la școală, păi nu o să carci pe la școală. Și eu mă gândesc, bă, Totuși, bă, cât potențial e pierdut aici, știi? Adică, cât de mult potențial e pierdut. Și atunci începi să-ți dai seama că, bă, fiecare copil care merge la școală, contează enorm. Bă, contează enorm. Pentru că poate nu va ajunge următorul uh, Elon Musk, Pe dar de altă nici, parte... nu va fi, nici nu va fi un cost pentru societate, Și ceva ce trebuie să producă valoare la rândul lui mai departe, da? Sunt oameni care sunt un cost pentru societate și o povară la unele persoane e normal să fie așa, e normal ca un om care a muncit toată viața lui, acum este evident, e reprezintă un cost pe care ar trebui să-l plătim și să-l respectăm pe om, pe omul ăla toată viața lui, ar trebui nu, să avem nu e un, un, un ca cost, paranteză. e un return. E un return, dar el în momentul ăsta, da, un om uh, uh, care a ieșit la pensie, dacă stai să o privești pur matematic, și nu, în niciun caz nu o spun, doar, adică eu chiar cred că noi ar trebui să respectăm mult mai mult oamenii bă, în vârstă, ca paranteză, da, e un cost, dar în același timp, sunt alții care sunt perfect apți de muncă și care sunt un cost pentru societate și care nu fac nimic și o, o, adică care nu vor efectiv să muncească și care nu au fost la școală în viață și care sunt niște repre. de e costul pentru societate, de fapt. Da, ce spui tu, e un return ce-i dai omorioria, da, de fapt, da, de, și ai dreptate de fapt, dar nu e un cost, omora toată viața lui, a muncit și a plătit niște taxe, e normal să primească, de fapt, ar trebui să primească mult mai mult dar na, asta e situația în care ne aflăm, știi? Dar Uh, un copil care merge la școală versus unul care nu merge, sunt mai diferențe. Chiar și într-un sistem care nu e perfect, și chiar și într-o -un, uh, în, într școală unde n-ai căldură și ai uh, problemele pe care le ai, și în care poate profesoara de engleză nu știe engleză. Da? Două verbe știe știi, tot e mai bine decât stai că a venit cineva. Da, a venit Sebi, cred. Sebi, tu ești tati? Așa să trăiești. Mamă, stai că vorbeam serios pe serios pe educație cu, cu salut, șeful. Salut. Tot e mai bine decât nimic, știi? Și atunci am pornit de la, de la cea mai basic chestie. Vreau să fac și lucruri mai mărețe, știi? Asta poate nu pare cea mai măreață chestie. Dar am zis, bă, hai să facem o chestie mișto prin care putem să ajutăm mai mulți copii să primească niște caiete, niște ghiozdane ca să meargă la școală. Pe premisa că, bă, mai bine faci un lucru mic și concret, decât să-ți răcești gura, să spui niște probleme mari, dar pe care să nu fii capabil să le rezolvi. Știi? Deci nu le trimite ghiozdane cu Five Gang sau cu... Am nu le trimite ghiozdane cu Five Gang. Așa. Și atunci Bine. am făcut primul proiect caritabil al Fundației Share în parteneria cu Crucea Roșie Română, care se numește toți Școală. Și am făcut un site unde oamenii pot cumpăra diferite produse care arată apartenența lor la cauza asta pe care scrie toți la școală și oamenii știu că de fiecare dată când cumpără un produs, tot profitul, dar absolut tot profitul, adică nici măcar producătorul de tricouri, T-shirt Factory, apropo, le mulțumesc foarte mult și că s-au băgat în asta, nu și reține absolut nimic de acolo, tot profitul, merge către achiziționarea de rechizite, de ghiozdane, de caiete, de pixuri, pentru, și de ce mai au ei nevoie în general, nu doar asta, pentru copiii din zonele defavorizate. Și am ajuns la ideea asta de, de campanie de crowdfunding, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum sună ideea, bă, tu cumperi un ghiozdan, un copil primește un ghiozdan. Mi s-a părut checii și cred că într-o campanie de, de strângere de fonduri, trebuie să fie ceva checii. Dacă o să meargă sau nu, o să vedem. Mi-aș dori din tot sufletul să meargă și o să promovez asta mult și uh, o să fac și eu o mare donație, îți dai seama? Dar mic, mic cu mic se face mare, adică oricât de mult aș putea eu să donez, oricât de mulți bani aș putea eu să donez, tot mult mai mulți bani s-ar strânge dacă fiecare din oamenii care s-au uitat acum ar dona un rău. Apropo, poți face și donație directă, nu trebuie să intri să cumperi ceva. Și noi aici la Happy Fish o să facem donație, adică o să-l oblig pe și tot salariul pe care îl dau să-l investească în ghiozdane. Ai auzit? Salariul tău pe următoarele șase luni, Baboiaș, merge în ghiozdane la Fundația Șiri. Și, o zică lumea că lumea da. că-s acum, că te troluiezi, da? Nu mă, nu. Pe, încă, încă o chestie. De treaba asta, de, de implementarea acestei campanii, se ocupă Crucea Roșie, care sunt cei care au logistica și care sunt capabili să facă asta. Adică n-am nicio emoție că nu se va întâmpla treaba asta în momentul în care banii ajung la ei. Sunt convins că de toți banii se vor cumpăra, ghiozdane se vor duce. Adică în cazul în care oamenii aveau cea mai mică neîncredere în mine că aș fi capabil să duc în niște sate defavorizate niște copii pentru... niște, niște copii, doar, Niște uh, ghiozdane pentru copii. Aia e crucea roșie, sunt cei care, care implementează treaba asta. Și, bă, doamne, ajută să meargă. Noi în momentul în care registrăm asta ca idee, nu s-a lansat încă. Eu de asta vorbesc cu doamne, ajută să meargă. Cred că în momentul în care o să vedeți asta, adică sigur o să fie deja apă. Păi stai, 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 să facem un plan, că voiam să-l pun luni acum. Ar trebui să fie ap. Ar trebui să fie apă până luni? Da, trebuie să fie apă până luni. Dacă okay, nu, hai cool. câteva zile. Dar e, ori e apă, ori mai durează două zile sau ceva de genul. Până Foarte important. De câte ori mai ai de mersuri de astea cu care sunt total de acord, dacă poți să te ajut eu efectiv, sunt la distanță de un telefon cu happyfish-ul la fel, adică vii, te așezi, pui. Doar cu adică, comunicare, atât. Adică n-am... Și dacă vrea cineva, dacă cineva de aici vrea să, să doneze... Da, stai să o să o facem... Uh, Ăsta e motivul principal pentru care s-a întors și el în aproximativ discuții. Ca să fie clar. Bă, am văs, da, am vrut să vorbesc despre asta și ți-am zis despre asta. Și pentru că, bă, e, 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 sincer, zic, e revoltător cum regea prevede că educația e egală pentru toți și toți au un drept egal la educație. Și cât de egal e dreptul ăsta, știi, de fapt, când poți să fii la o școală de top din București sau la un liceu în care cade școala pe tine și toareta e în curte și soba nu merge. Știi? George Orwell, ferma animalelor. Toate animalele sunt egale, doar că unele sunt mai egale decât altele. Asta. <gânt> Știu exact ce spui. Și, din nou, nu o să aducem lucruri așa, știi, la egal peste noapte. Dar, bă, bă, patru copii dacă se țin de școală, nu că nu doar să zic, dar patru copii dacă se țin de școală, o să fie tare. Pentru ei. Pentru copiii ăia Uite, un alt lucru pe care îmi doresc mult să-l fac, dar care nu știu dacă o să-mi iasă acum și încă sunt într-o fază incipientă a proiectului ăstuia, mi-aș dori mult să construiesc o școală. Da, din nou, nu e, nu e, încă un, cum să spun, un, o chestie pe care nu o asum să o asta fac. Asta vreau să zic că cealaltă mare problemă la noi e și infrastructură. Da, pentru că, exact, că de asta a pornit. Băi, ok, o să le, le dau niște ghiozdani și niște caiete acestor copii, dar tot într-o școală vai de capul să se vor duce. Asta e, asta e realitatea, știi? Dar mi-ar plăcea foarte mult să construiesc efectiv o școală într-un loc unde e nevoie de o școală nouă, într-un loc unde nu există sau e o școală la distanță foarte mare de comunitatea aia de copii și să fie o școală care să poți să juri că e o școală privată, să nu-ți să crezi că există o așa școală super modernă într-un sat undeva uitat de lume și mi-aș dori tare mult să fac treaba asta. Trans, nu, la, la, la transportul școlar te-ai gândit că asta e altă mare problemă. Un microbuz, dragi uh -huh. maker, american, frumos, garben, cu tot. Da, și la transport, da. Pe care... Și nu doar, nu, nu doar mi-aș dori, hai ca să să dezvolu un pic, nu doar că mi-aș dori, sunt în primele etape ale acestui proiect, însă nu pot încă să fiu 100% sigur că se va întâmpla. Dacă ai idee avem locația și avem un, un, agreement de la primarul de acolo că ne dă terenul să facem asta. Și avem cadastru, avem, începem să discutăm cu arhitecți, dar încă nu pot să spun că voi avea finanțarea și banii necesari și absolut tot ca să o fac. Și atunci nu vreau să-mi asum asta, am dat doar așa ca o, ca o chestie. Bă, mi-aș dori mult să fac treaba asta, să văd cum e. Hint. Încearcă să fie finanțare privată, să nu mai fie acord cu statul român, că am am mai avut unu. privată a, am mai avut un deal că cu statul român. Vrem finanțare privată. Noi doar, singura problemă aici, știi, care de fapt cea mai mare, este că tu la un moment dat o donezi statului, că tu nu faci o școală privată care să Normal. coste bani pentru copii respectiv, tu o donezi. Și de -aia ca statul să-și asume că ea va rămâne în aceeași formă. Și în aceeași stare. În aceeași formă și în aceeași stare, da. Să nu te duci acolo. Ce mai mare fake, știi, și dezamăgirea mea fi ajung acolo și să văd că aia peste 2 ani e o căzătură și tot, că totul o paragină. Cum s-a întâmplat cu sările de sport al Năstase, nu știu dacă știi. Cred că eram prea mic. N-ai prins alea prins 200 aia. de sări de sport sau nu, câte -am, au fost? Nu, cred că am prins aia, dar cred că da. Adică eu trec prin treb că au, au avut cumva un proiect comun, adică le recunosc că au, au o arhitectură foarte specifică și mai trec așa prin țară și unele sunt întreținute bine, depinde de cât de mult s-au implicat autoritățile locale, altele sunt lăsate într-o paragină de asta totală. Bă, doamne, ajută să, doamne ajută să meargă. Dacă nu, va, va, va dacă se va întâmpla să, adică în primul rând, Doamne ajută să o ridic și să meargă asta. Dacă după aia va ajunge într-o într paragină, va fi parte și vina mea, pentru că nu m-am implicat suficient să verific locația acolo și așa mai departe. Sper să nu se întâmple, sper să am controla acolo și să, ca chestia aia, să funcționeze ala rong. Însă știi cum e, oricum niciun bine nu rămâne nepedepsit ca idee. Normal. Adică, ca, pentru oamenii care vin, ar putea să vină să spună că eu fac asta din, în principal dintr-un interes de capital de imagine, în niciun caz aș putea să obțin capital de imagine și să-mi fac imagine mult mai simplu, mult mai simplu dacă asta aș urmări, decât să-mi genul ăsta de proiecte. Ai idee. putea să speli Geamurile de la Intercontinental suspendat, Nici făcând alpinism utilitar cu Dorian Popa. Sim... Nici măcar asta nu e cea mai simplă metodă. Acum, cea mai, cea mai simplă metodă să obții un capital de imagine e să creezi acum un scandal, să inginier, un o ceartă, un scandal. dă repede un angură, dă-mi un angură. Dă-mi repede un angură și facem, o rezolvăm și cu imagine. Ne prea știi cum b unul fără să citeze sursa? Asta a fost un gim pe care l-am eu. Gimpe, nu? Cu citat da, da, și, au citat, -a văzut, da, -a da, 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 a fost un gimpe. Da, a, a fost un gimpe. Da, e ok. nicio o problemă. Băi, să dea Dumnezeu să-ți iasă una, mână, un la mână, doi, și înainte să spargem geazul, băiatul care se transformă în bărbat și el Andrei. Ce înseamnă să spargem în geazul, apropo? Nu, nu ți-am povestit de unde vine vorba asta? Nu. Spargem geazul? Nu. Asta este un light motiv aici în aproximativ discuție, am folosit-o prima dată și am văzut că n-ai zis nimic, dar te-ai uitat ciudat no, și ai zis, acum curios, ce înseamnă să spai din geazul, să închidem? Da, A, să închidem. că mai avem de povestivă. unde te grăbești? Da, mai un ori? pic. Îți povestesc eu când dau stop unde mă grăbesc. Nu, nu. Te grăbești undeva? Nu, nu. Nu, dar... Poate ei vă grăbiți unde... <coughs> Sub nicio formă. Ne e ce cel mai un podcast la care am fost oricum primul. Și cred că și asta, ar... nu știu dacă e mai lung decât primul. <coughs> Nu cred că e mai lung. Ăla n-a ieșit de două ori și ceva. De două ore și ceva. Să ne zică baboiaș. Uh, băi, tu acum te transformi, îți place, nu îți place, te transformi în bărbat. Și acum o să fac și o paranteză legată de toate glumele alea răutăcioase. La început eram și eu când am văzut că ești imaginea Old Spice. Sunt și el, îi recomand Old Spice, nu știu, bărbații adevărați să folosesc all Spice. Și eram și eu. Bă, bă, Andrei. După care am stat și m-am gândit, băi, asta așa un pic. Care e definiția bărbatului? Trecând peste toate glumele alea care s-au făcut, cred păi Nu, dar pe bune, dar pe bune asta. Care e definiția bărbatului? Adevărat, ce înseamnă un bărbat? Da, 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 Și am stat eu și m-am gândit. Zic, bă, acum arde glumim, dar bărbatul. E ăla care, unul la mână, e asumat, are independență financiară. Um, știe exact cine e, cum e, dar nu se oprește din căutarea asta legată de propria persoană, unul la mână, trăiește pe picioarele lui, nu e dependent material de nicio relație de asta interumană, ca să zic așa, și exact cum spuneam, e autodeterminat. Și eventual, dacă mai are și succes, asta e foarte bine. Bă, ia stai un pic. Că și el chiar e bărbat, adică... Râde -am îmblumim, da... Nu da, 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 da. da. n-am barbă, n-am mustață. Hai mă, lasă termină cu prostiile. Eu am mustață că nu pot să mai am barbă ca în găuri nea, de la ta stres. Mă tot întreabă oameni. dar ce s-a plac cu găurile din barbă? De dar la stres mi-a că? căzut părul din barbă, Se numește alopecie de stres și din cauza că la un moment dat mă simțeam extrem de inutil în această viață, a început să-mi cadă părul. Bine, mă simțeam inutil, dar nici nu făceam. Nu mi-a spus nimeni că problemele în viață nu se rezolvă jucând te pe PlayStation. Nimeni să zis, nu? Da, nici măcar la 35 de ani. <coughs> mă rog. Am avut eu niște perioade. Bă, ce am avut, Da, și o să mai fie. Adică, uite, cred că lumea, cred că sunt mulți care se uită la mine și se gândesc, bă, dacă ăsta, ce bine îi merge, mă, n-are și asta, o depresie, o grijă, o, te haide, face. Hai de pula mea. Știi ce zic? face, bă, îi merge bine, pare că, dar nu e mai așa, ci, toți, avem, toți avem perioade, toți avem greutăți, toți avem atâtea dezamăgiri și pana mea e... Cea mai mare dezamăgire prea. din ultimii trei ani. Cea mai mare dezamăgire a mea A, din a fost din în plan personal sau profesional? Tu când ai dezamăgiri, care s mai mare? Alea pe plan profesional sau alea personale? Personal. Și care a fost cea mai mare dezamăgire în plan personal? Niște prieteni sau mă. Ce nu știu, ce credeam eu s au eu alterat au s au s au s pe care au ai Da, da. Cum se au la mine la țândărei, Da au încercat au tragă pe tine? au da, mă, au da. Normal. da. s nu-mi nu, nu place să fiu eu ora care, care se plânge, și mai ales la, a se plânge din cauza asta. Că, Doamne ce rău, mie mie că am, am avut succes și am făcut niște bani, și că sunt niște oameni care au, au profitat de asta și au, și au stat în jurul meu mult pentru asta. Dar, da, normal. Deci, cea mai mare, în, în plan profesional, dezamăgire pe care le am acolo, știu că e vina mea, sau înțelegi ce spun? Adică, Ți le asum complet. Și am modul, da, bă, uite, da, Sherry Show nu a mers, e clar că acolo a fost greșirea mine din prima și nu pot să, adică nu pot să stau noaptea acum să prân că n-a mers Sherry Show sau că știi? După cum e clar că o să arzi în foc cu iadului pentru 5 gen. dar asta e altă discuție. În primul să rând trebuie să tre o să arzi în focul iadului. Bun, Rad, am pentru 5G. Deci e conștient sau. Gata, vă, ok. Adică, nu, și în niciun caz nu o regret sau știi, dar dezamăgire din plan personal nu stă așa. Acolo stai și te gândești, bă, ce s-a întâmplat, am greșit eu, nu am văzut eu bine lucrurile, poate înțelegi ce spun. Și am avut multe multe dezamăgiri din astea și de, 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 de prieteni, știi. Adică, uite, dacă mă uit în 2018 frate, la ce, așa ce petreceri făceam și ce stil de din asta de viață aveam, numai pe party, numai pe... Și câți oameni erau în jurul meu atunci. Și cât de bine, știi, ne simțeam. Și îi consideram prieteni, știi? Bă, că dacă... Câți? Doi oameni? Las că ai dat chifteau așa prieteni, cum acuia, cu manele, s-au sărit toți în cap. Ce rături are una cu alta, băi, doi? Apropo de lifestyle și de petrecerile flamboante. Nu, dar noi nu vorbesc de asta. Am înțeles nu ce vrei să de spui. Asta și a în, în, fiecare an a ziua mea sunt mai puțini oameni decât anul trecut. Fiecare an. Anul când am făcut, acum a petrecerea acum Manera au fost mai puțini oameni decât acum doi ani. Anul ăsta o să fie mai puțini oameni decât au fost atunci. Și uite așa Știi la, ce zic? La 60 și ceva de ani. Eu în continuare o să fiu la episodul 3600 din aproximativ discuții și o să fie a 12 ore invitat probabil sau nu știu. Probabil o să vii de două ori pe an. Oricum, te mai aștept în aproximativ discuții. Dar ce voiam să vorbesc despre tranziția asta de la statutul de băiat la bărbat, că de acolo începusem. Uh... Altă chestie pe care o respect foarte mult la tine e fața că nu te-a sedus treaba asta cu... că presupun că primești atenț atenție de la femei, de la gagici. De la fete care acum s-au transformat, nu ele neapărat. Are 18 ani, da. Da, 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 în femei. Primește atenție din partea da, femei. Da. Cum manageriez toată chestia asta? Că eu. Asta ce îmi place mie la tine și respect, și că e că ești monogam într-o relație. Știu, foarte frate, clar. Hai să spun, mi se pare că relația da. pe care eu am e, în primul rând, o, re o relație bazată pe respect. Pe respect, pur și simplu. Înțelegi? Vezi că adică... sunt -le momente în relație în care trebuie să-l cam dai dracului de respect ca să. De ce? Uh mai public minor, mai public minor. Da. De ce? Da. Hai că dăm stop nu și... Da, nu da, adică o relație care... O, o, nu mai e o îndrăgosteare din aia nebună, știi? Ok, e o chestie bo, bazată pe respect și pe o chestie, pe niște principii. În momentul în care eu o să simt arce, o să simt că vreau ceva sau că vreau eu așa să bagabonțez sau așa sau așa, dacă o să simt asta, știi? Și chiar nu o să mai, știi? Nu o să o fac în timp ce sunt cu altcineva împreună. Dacă e o relație bazată pe respect, cum e a mea cu cu, cu, Zmaranda, cu iubita mea, înțelegi? Adică e o chestie, bă, pur și simplu de respect. De respect și atât. Sunteți pe comunicare, da, absolută? Adică. Ce înseamnă pe comunicare? Da, suntem pe comunicare absolută, dar nu. Adică nu există aspecte ale vieții voastre care să nu fie discutate, ale vieții voastre împreună. Nu există, nu. Că eu cred nu că trebuie să fie și partea asta individuală într-o relație. Deci, toți avem partea individuală, adică noi nu suntem, nu suntem dăia care să stea numai împreună, să facă tot împreună, să, adică noi nu vorbim atât de des, nu, știi? Dar când o facem, o facem tru, o facem sincer și, în general, avem zic în care fiecare toată ziua face ce face el și seara ne întâlnim și cum a fost ziua ta, cum a fost ziua ta ce părere mi-a avut azi, ce s-a întâmplat, ce, whatever, știi? Ne încurajăm unul pe altul când unul e... E posibil impertinent e... să fie impertinentă întrebarea asta, dar ți-a pus vreodată smaranda în vedere că totuși pica mult atenția pe care o primești de la... Nu, nu, dar nu, dar nu, nu cred că... Să o ți înțelege exact Ce înseamnă atenția asta, Gojira? Mesaje pe care îi primesc? Ce, da, mesaje. asta e ce? Că ieșirile în cluburi sunt atât de rare, cluburile sunt închise, deschise, închise, deschise. Lasă, Oricum, lasă, nu profita scrupul, tu de context și... acum ca să-i vizi răspunsul Nu, mă vorbesc serios, n-am avut nicio fază de asta, pentru că nu s-a întâmplat nimic să, ca să existe genul ăsta de, de suspiciuni sau de chestii de gerozii sau de, știi? Acum, întrebarea adică normală... și e și o chestie de încredere, adică, uite, spre exemplu, fac un clip Five Gang, da? Vorbesc cu, unde eu fac producția, spunem, vorbesc cu 15 gagici. Înțelegi? Așa. Dar e o chestie de de încredere, adică, bă, nene, nu doar că vorbesc acum cu 15 gagici. Da, ah, casting couch este e, un standard știi? în industrie, n-ar trebui să existe discuții legate <laughs> de asta. Și tâmpit. Ce bă, deci ești deci, cum, cum, faci tu să... Și eu acum, dacă nu eram atent, ziceam, da, da, așa e, da, da dacă, și... nu eram, dacă eram doar la casting și un la cauci, dacă n-auzeam, un trecea prin care cuvânt, ziceam, da, noi, mai da, e o chestie, știi tu, după aceea, vezi? Păi nu, 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 uh... Nu mai folosi termenul de bulanjic. De fapt, da, n-am numai, e 2022. Aproape. A, e aproape 2022. Da, corect, ai o conotație negativă. Să tai asta, bă, giga? Uh, nu. <laughs> de ce, Vezi, păi nu ești egal, mă, cu tăi, că alți oameni, te-au rugat să, să, tai și... un loc special în, prim, în inima mea, ai fost primul. A, ah, am înțeles. Băi, fii atent cum facem. Ca să-și dea lumea seama că o să tai aproximativ discuție, exact cum spuneam că o să-l tai brusc. Îți promiți, Olem, că ultima aproximativ discuție o să fie tot cu tine. Promiți? Da. Bă, cu tine am început, cu tine vreau să te. Promiți? La. Da. Și mai am un proiect tare. acum la care lucrez, care lui Baboia și place foarte mult, doar că este ferm convins că o să-l... E proiectul care oră să ne ducă la nivelul os neomare. Deci de la asta mine nu există jumătăți de măsură. Asta e tare. Și Baboia știi exact despre ce e vorba, dar nu vreau să spoiuiesc, dar și pe la tot așa, vreau să, vreau să debutăm și proiectul la tot cu tine. Eu mai la Charm, ca să zic da? așa. Bă, vorbe serios. Da, deci chiar mă... am avut discuția dar asta. Dar știi că, uite, podcastul cu mine n-a făcut atâtea views cât au făcut altele. Nu-i vorba de asta. E vorba că ai fost cânteia. Da? Da. Că am avut un pic emoții și mă tot întrebam, bă, dar oare aș putea să fac asta, să fac, să... Bă, dacă nici cu băiatul ăsta care chiar livrează nu mi se înseamnă că chiar sunt prost definitiv. Și ai venit tu, după aia a ai venit micuțul cu care am relație personală de foarte multă vreme și mă simt în largul, lui, în largul meu, în prezența lui, indiferent de context. Și mulțumesc lui Dumnezeu, și mega celebru și m-a ajutat. După aia a ai venit velea la care tot la fel. Așa știți, după, timp. Da, după aia Codin, care tot la fel. Ei, uite, cu mine nu te știai. Adică așa bine. Ne nu mă știam atât de, de bine, Interacționați, dar mi-a plăcut foarte mult și chimia pe care am avut-o când ai venit la gherila atunci. Uh -huh. Și mi-a plăcut foarte mult eleganța și lecția de uh, menegeriat a hate care a venit înspre tine. Bă, tu și cu Dorian Popa pe mine m-ați învățat foarte clar. Vă zic ce am învățat eu. Cea mai de preț lecție pe care am învățat-o de la tine și de la el. Cum să menegeriați tot hate-ul ăsta care vine spre voi? Păi, aveți frate, a... repet, hate-ul poți faci două lucruri cu el. să ignori sau să-l monetizezi. Sincer. Deci să-l ignori sau să-l monetizezi. Cele două lucruri ok știi pe care le poți face cu hate-ul. El va exista întotdeauna. În misiunea de a te place toată lumea o să te distruși pe tine și nu o să reușești nimic. Și uh, uh, să te placă toată lumea e ceva foarte greșit dacă te place toată lumea. ăsta e citatul care și să fie e, în titlu. Și titlul. nu există oricum. E Iar ăsta cu hate poți ori să-l ignori, ori să-l monetizezi? Ți da, aparține că, eu, am, asta? că eu am dat acum, da. Nu Foarte am, bună. Am deci poți ori să ignori, ori să-l monetizezi. Eu, e, sunt un, e una dintre cele două chestii pe care poți să le faci. Și niciodată nu, nu, nu aș putea să fiu afectat sau așa de, de hate unor oameni complet străini. Că încerc să-l înțeleg. Asta e partea a doua. Întotdeauna am încercat să-l înțeleg dar cu oarecare uh, detașare și privind-o ca o statistică și atât. Pentru că una e, adică asta spun, una e ce ai în viața ta personală și decepțiile pe care le ai acolo, știi? Și alta e că vine X pe care nu ai cunoscut niciodată, care are anumite așteptări și nu i s-au îndeplinit. Păi, da, ok, eu nu-i datorez nimănui nimic, adică nu, nu absolut nimănui nu-i datorez nimic, Altă chestie pe care vreau să te întreb și vreau să mi-o lămurești că ai mai multă experiență în zona asta și e o chestie cu care vorbeam cu baboia și fix înainte să vii. Uite, uh, tu te loprești de, de chestia asta cu lumea, are impresia că te cunoaște pentru că te-a văzut zilnic sau da, tot timpul da, pe, da, pe da. YouTube. Da, da. Și ți intră foarte brusc în spațiul ăsta ultra personal și da, mă, da, Te da. simți violat un pic? Da, frate, dar din nou m-am obișnuit, accept asta. Vezi, vin oameni la mine, ce mai faci, bă, șerare, bă? Ca mie șerare îmi spun doar, bă, doi, trei oameni care mă știu corești de crasă, șerare, știi? Asta e de pe Nu da, Când spuneam lumea, șerare, știi? Înainte da, să existe porecarea de șerie, adică oameni care mă știu din crasa întâi ce mai faci, bă, o, domnul șeraru, să trăiești, ce mai faci? Și gen, bă, bă, nebun, nu te-am văzut în viața mea, ești nebun. Asta cu domnul șeraru, să trăiți, ce mai faci, dar nu e, nu, nu, dar nu e spus să... A, e, spus să am unul ce mai faci șeraru? Adică, la modul, te știu eu pe tine. Nu, Cea mai bună pe care am primit-o este... Ce pizda, mă, te mai faci și Oh, Bine de tot. Da, nu, e, Păi că spun zironic și ei nu se prind că e ironie. Da, da, pe da. Plan, da. Știi, pe lângă pupatul pe gură da, eu, de către... Eu de ce reacționez la asta zic, ho, oh, mamă, bă, de cât timp te-am mai văzut, ești nebun, ce mai faci, mă, cum Pe lângă pupatul pe gură de către niște striptoze de aici, din centru vechi. A, -a, a, fost. Făcut. Nu știu ce să zic, adică a fost așa. Vai! Când vine alături de vai, ești gras și frumos ca un porc de pup. Bă, nimic nu este chiar așa cum e pe internet. Eu am momente da, da. în care în viața reală, în care sunt, cum mă vezi, știi, pe internet, chiar ca în viața reală. Adică când zâmbesc și când spun, ei hey, salut ce nu știu, eu chiar sunt happy, mă distrez, știi? Sunt. Sunt și alte momente în care la fel îi zâmbesc și la fel îi spun și eu poate în interiorul meu am pățit ceva, mă simt ca un rahat, am avut o zi groaznică, am avut niște probleme și poate nu-ți dai seama de aia, dar e ok, e treaba mea să fiu așa, dar nu mă cunoști, știi? Na. Pierzi că știi jucători te numești. Cam despre asta e vorba. Pierzi că știi joci? Sau Pier cum pierzi, nu. Că știi, jucător. pierzi că știi jucători te numești? Asta A, vorba pierzi de... că știi jucători te numești. Da. A, asta e de când eram mic. Uh, Bine, tată. Acum chiar sparge în geazul, mi-ai lămurit toate chestii. Na, că iar am făcut două ore. Am făcut, nu? Am făcut două ore vorbind discuții. De câte ori mai ai chestii de spus, la modul cel mai serios. Atât aici, cât și la radio și așa. Mai sunat, ne-am văzut, discutăm absolut orice și o să-ți arăt exact planul pe care l-am uh, acum, tot aici la Happy Fish și tot cu tine vreau să debutăm. Da, da, curios, da, da. Curios. da. Plus curios. că pregătesc, dar pe l-am anunțat deja, pot ăla mai pe educație, cu Simeon Bogdan Mihai. Doi hipster obosiți, și eu și el. Apropo, îți recomand cartea pe care a scos-o, care e foarte bună. De, de, de jale și de, și de dragoste. Ah, Poftim? Nu, 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 no, No, Aia e altă carte. S-a citit aia, s-a făcut review, s-au luat pulile aferente. Mă uh... o fi ghostwriter, știi, sau ceva. Ce? Mă gândeam că e o fi ghostwriter, știi, sau ceva. Băi, nu, mă, mă glumesc, o să citesc. O, să-mi o să, o să, -mi, o să -mi fac timp, dacă zici tu că e ce trebuie. E foarte tare, e despre lumea lăutăriei care e pe moarte acum e pe moarte lumea lăutăriei aia clasică poate lumea lăutăriei aia, aia... clasică poate aia clasică e pe moarte da? ok am stat să caut om care cântă la copze de mai și panas. aia clasică ok aia clasică în aia schimb eu am bătere, bubuie aia... păi acum dar n-am văzut la tine la ziua ta unde erau din ce în ce mai puțini oameni dar din ce în ce mai mulți lăutari s-a văzut te înțep <coughs> o să mai fac mersi că ai venit să-ți dea Dumnezeu sănătate. am și cât de a fost, apropo? Bă, da, mi închipui, normal. adică părea bomba. că te simți la... Bomba, bomba, am da, și Digi s-a simțit foarte bomba. bine la ziua ta. Și cine? Digi. Eu Digi? pe Digi am văzut. Da? Da, bă, știu. Stai liniștit. Bomba, uh, și sunt foarte curios ce o să mai faci de acum încolo. Iar ce ai început tu acum cu... cu... Ce, Nu cu... anul vine sara, îmi grumesc. Am e întrebarea. Bă, dacă îl scoți pe Florin, ești sus. Vorbesc nu, serios, nu, e nu știu complicat. Dacă mai fac cu manere. nu, nu mai ascult atâtea cum ascultam. să ar putea să nu mai fac cu manere. ți am zis mă, că a crescut? ți am zis că a crescut? Da, a, a crescut. E, o chestie mă. de, e o de moment și moment. de uite cum ai spus tu cu podcastul, că eu am cumva atunci, sunt un pic așa acum, adică chestie de moment. Uite, eu acum nu mai ascult atâtea cum ascultam atunci. Eu uite, mâine până Dar când face... Dar am fost asumat și acum asta asumat, am zis, da, pe cea mai foarte mult. Chestie de gust. Data viitoare despre discografia Tool cu Shelly și noua lui campanie de crowdfunding pe care o să o facă ca să reunească membrii Pink Floyd. Mulțumim pentru... Toți aș <laughs> dacă vreți să susțineți cauza asta și de asemenea pe 27 decembrie iese un film pe care sigur o să-l așa că mergeți la cinema ca să vedeți cât de tare îl veți ură. Trebuie, nu puteți să-l fără să-l vedeți. Așa că dacă vreți să-l trebuie să-l vedeți. Pe 27 decembrie în toate cinematografele din țară iese filmul Tabăra. O să încerc să și la asta. Nu ceea că să uiți. puteți să plătiți bilet să nu veniți. Adică e ok. Poate să luați bilete. Sau să vă ridicați la jumatea filmului să plecați dacă nu vă place.